Și m-ați primit cu ram ram pam am da, na. Da, exact, da. Toată lumea de aici, da. Vreau să spun un singur lucru. Da. Ai una dintre cele mai frumoase, senzaționale voci românești, drept pentru care noi te aplaudăm. Oh, să română. Bă, dacă vine de la voi e nu, stai că n-am terminat. Da, okay. Ai cel mai sexy timbru din România. Ah, ok. Să rămână. Și pentru că... E ceaiul? Da. Și da, pentru da. Că acuzi o viroză respiratorie, vom da. Rezolva chiar acum. Băi, mulțumesc. Dă-mi puțin ceaiul acela. Ai cunoscut-o pe fimea? E fata ta. Oh, God. E fata mea. Ce tare, ce tare. O fată foarte frumoasă. Da, să știi că sunt foarte atent și astăzi vreau să-ți predau primele lecții okay. despre băieții care vin să curteze fetele. Ok, da, am da. Nevoie de asta pentru că sigur deja că da, ne confruntăm cu probleme. Ai auzit de Contele de Monte Cristo a stat într-o da, închisoare. Da. Acolo trebuie să punem fetele și băieții trebuie să... Dar știi că este și o legendă apropo de asta lui Avatar, un războinic care din gelozie și-a luat soția și... Sau, nu, pardon, un împărat din gelozie și-a luat soția și pe o insulă a prins-o, a legat-o de un copac cu lanțuri și un călător din ăsta, un războinic pe nume Avatar, a venit acolo, a întrebat-o ce-i cu tine, zice, păi uite, m-a legat aici soțul meu, pentru că e foarte gelos, și zice, nu am cum să mai scapi, face, vrei să te scapi eu, să te dezleg eu? Zice, da, păi, și ce, în schimb, ce primesc? Păi, ce vrei tu? Ok, a dezlegat-o, ea a dat ce trebuia să-i dea, a legat-o înapoi și soțul ei a știut întotdeauna că fata a stat legată. Așa că nu știi niciodată dacă și cum a zis, asta. O cheamă Rita. Bun, exact. Iartă-mă puțin, da. Vreau să fac doar introducerea și cu asta am terminat podcastul. Cum fac introducerea să termin podcastul? Ah. Doamne și domnilor, astăzi intrăm în universul lui Ștefan Relu Mihalache. Asta e introducerea. Nice. Bine, mi-a părut bine atunci. În primul rând vreau să te felicit pentru că eu te-am descoperit în ultima vreme făcându-mi adresa de TikTok. Ok, nice. Și nice. Pe TikTok, la un dat îl văd pe Relu.
eu îi spun Relu, nu îi spun Connector, nici domnul Mihalache, nici Ștefan, nici Fane. Îi spun Relu, mi se pare, mi se pare o chestie mai apropiată. Și tu poți să-mi spui mie Avatar. Nu, așa, și... Genial! Și la un dat zic, și fiți atenți, odată era vorba de un copac. Băi, și efectiv, cu vocea, timbrul ăsta lui sexy, pe mine m-a ținut, nu că aveam și, am și alții pe TikTok, pe Heidi Klum, pe Michel Schwerzinger, Merzinger, adică am la ce să mă uit la fete, cum ar veni. Dar nu, eu am stat așa și m-am uitat la Avrelu, care îmi zice așa, fiți foarte atenți, viața e foarte frumoasă. Și zic, băi, stai puțin, eu am stat 2 minute cu Relu și mi-a zis că viața e frumoasă? Băi, să fiu ăla. Efectiv, omul ăsta, și m-am gândit după aceea, și imediat după aceea zic, trebuie să-l invit la podcast, să-l cunosc mai bine, iar dincolo de asta să-mi explic cum naiba toți anii ăștia a fost ca un magnet. Ai fost ca un magnet. Nu știu de unde ți-ai făcut timbrul ăsta, probabil că ai pus ceva... paie, ceva, pământ, ceva... Să înțelege altceva de cu paie. Da, așa. Dar eu cred că ai multe să ne spui și vreau să te întreb pentru început dacă această voce frumoasă pe care o ai vine de la părinți. Da, 100% de la tata. De la tata? Păi da, el a fost idolul meu. Adică... A fost cântăreț? Ocazional și așa, în casă. Va rămâne dragostea lui pentru o veșnicie muzica. Pentru că m-a pus în situația în care, ca să vezi cât de aprinse pentru muzică, i-am făcut 2 piese, am făcut 2 cover-uri cu tot cu videoclip lansate pe YouTube. Tatălui tău? Da, da, da. Ce cover? Portofino. Portofino? Da, Portofino și Americano. Americano, da, 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 da. Cu clip, cu, da, romanul este extraordinar în clip, trebuie să vă uitați. Deci, dar mai presus decât muzică, e un actor extraordinar, da, mă rog. Scuze-mă, te întreb. Da. El a avut meseria de cântăreț sau de actor? Sau amândouă au fost ocazionale? Ocazionale, meseria lui de tinichigiu constructor. Nu, n-a avut nici contextul. Contextul era. Da, da, da. Tu ai cântat în tinerețe, în copilărie, efectiv, tu ai cântat? N-am cântat. Am cântat, cred că o singură dată în clasa 5-a, când trebuia să aibă o fată care să cânte la serbare și nicio fată nu avea ureche muzicală și a trebuit să-mi pună o bazma și să mă îmbrace în fată și să cânt... Azi am să-mi crestez în grindă. Exact. În grindă. M-am mai dus în sat cu dorul, doarme singur puișorul. Și ce fată plângă cu zăvorul. Exact. Era o chestie pentru amândoi, cu zăvorul, da. Zăvorul, lași acolo fata, băiatul bate la ușă 10 ani. Așa. Vine Avatar, cu Avatar. Exact. Extra, așa atât tot. Asta a fost tot, da. După care... Da. Iartă-mă, dar simt nevoia să fac o dezvăluire. Eram în clasa 4-a, profesor de muzică, cine are vocea? Voce, toată lumea din clasa mea, eram 44 de oameni în clasă. Toată lumea, mâna sus, mâna sus. Bun, hai să cântăm. Treci tu, cântă imnul țării. Pe atunci imnul țării era 3 culori, cunosc pe nume. Da. Vine unul. 3 culori, cunosc pe lume. Următorul. Vine altul. 3 culori, cunosc pe lume. Nu știa nimeni doi la vers, dacă vă vine să credeți. Și am venit eu. Poți și eu? Da. Vocea mea. Da. 3 culori cunosc pe lume, amintind de un brav popor. Treci, ești trecut, bravo. Deci asta a fost prima mea întâlnire cu muzica. Da. Și cred eu că asta mi-a folosit pentru că mi-am dat seama că muzica îți trebuie pentru o selecție. Uh-huh. Pentru noi am fost o selecție naturală. Da, 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 exact. Bine, dincolo de puținele melodii pe care le aveam în viața noastră, se apropia Crăciunul și cred că acest Crăciun era singura noastră... Când mai mergeam cu... Da, cu... Ce glumă, trebuie să spun o glumă tare. Te rog, te rog. De treaba asta este genială. A lui Botea, Florin Botea, regizorul. Așa, 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 știu, știu, știu. Da. E o pauză de cântări, nu mai știu în ce perioadă a anului exact. Între 1 ianuarie și... Ceva, da. Și da, da, pe februarie. Și zice, vine la zice, țigane, fii atent, am niște cântări pentru tine, vezi că sunt, adică am undeva la în jur de 100.
am pe cineva, facem un contract frumos, nu știu ce. Așa, lași tu la preț că, na, vorba aia, și pachet, business, sigur. Da, exact și așa. Da, bă, Florine, cum, mai să vorbim, să vorbim, să facem contracte, să nu știu, da. Da, bun, dar vreau să mă asigur că o să fie bine. Pe aia cu steaua, o știi? Deci, steaua, ia fă puțin. Adică să mă trimite cu colindul, da. Și îți dau vreo 100 de cântări, pac, pac, îl încep de la strada asta de aici frumos, pac, pac. Așa, da. Și că, unde sunt cântările? Bă, știi bulevardul ăla care se duce către militari? Acolo sunt. Da, pe tot exact. Bulevardul sunt cântările. Ui, ui, drept înainte, da, exact. Da, să știi, no, că... Caterin Cămare Botea, mi-e dor de el. Da. Da. Ce amintiri frumoase ai de la Crăciun? O să-mi rămână tot timpul, cred că primul Crăciun pe care mi-l amintesc ăsta este când aveam un brad și tata, fiind și o fire sportivă, a făcut un fel de salt de jos în picioare, nu știu cum, și a sărit căciula din cap fix pe brad și mi-a rămas treaba aia în cap tot timpul, dar am amintit extraordinar pentru că ai mei se chinuiau tot timpul, vorbeau între ei, băi, ce facem când vin sărbătorile, nu știu. E, și cumva treaba asta, dinamica asta pe care o dădea o dădeau acțiunile lor, mm-hmm, în care să facă cumva să pună ceva pe masă, tot timpul era am rămas cu dragi amintiri de momentele astea, când ei reușeau să pună ceva acolo, știi? Da. Da, zice, ce ai făcut? Uite, am luat banda la cutare, ușe și așa. Ce ai făcut? Păi uite, am lăsat asta, mă, și așa, mai așa. Și reușeau tot timpul. Asta m-a impresionat tot timpul la ei mei. De asta am și un tatuaj, apropo de tatuaje, cu părinții mei aici, pe umărul stâng, cu fețele lor și am ca titlu scris My Super Heroes. Într-adevăr, au fost... Da, da, da. Au fost. Și sunt în continuare. Și sunt în continuare, oameni extraordinari, da. Da, într-adevăr. Și ții minte că o singură dată, pentru că și ei mei făceau eforturi foarte mari, noi eram în Brașov. Tu erai... Bucureștean, da. Și ți-mi minte că vezi că vine Moș Crăciun. Fii foarte atent. Mm-hmm. Și unde e? Ah, uite, ah, m-ai scăpat, mă. Unde e? Uite pe geam. Băgam... Ah, băi, și am zis să... Și cât de debusolat eram că pregătisem. Uite, am pregătit-o... Bine, nu, pe vremea nu știam de Shakespeare, dar la 6 ani. Măi, uite, aici eram niște poezii de... Bă, ce păcat! Și eram tot timpul las că-l prind eu anul viitor. Promisiunea de anul viitor era formidabilă. Ce tare! Eu ți-am spus înainte de a veni, ți-am dat mai multe mesaje. Sper că nu te-am deranjat. Nu. Ei, cum? Unul dintre ele era așa. Dragă Relu, te rog foarte frumos. Te rog foarte frumos. Când vii aici, da, te rog un lucru. Te trezești de dimineață, îți bei cafeaua, dar te rog eu mult. Să nu... Te rog, nu mânca prea mult. Acum, eu nu știu ce ai făcut exact. Mamă, tocmai, da, am mâncat. Da. Încheiem aici podcastul nostru, a fost un podcast frumos. Băi, deci, stai să spun de ce. Zii de ce, mă. Am văzut un reportaj la... televizor? La televizor. Și unde s-a arătat că sunt... E un târg de ăsta tradițional la Muzeul Satului, la Muzeul Țăranului Român, pardon. Așa. Și când am văzut ce era acolo... Am înțeles. Da. Nu face nimic, o să mănânc doar eu. Dar mănânc, oricum eu zgruman, mănânc. Așa te vreau. Doamnă și domnilor, primul nostru fel. Ți-am pregătit numai feluri care mie îmi plac și pe care le mâncam înainte de 89. Mamă, ciorbiță. Asta este ciorbiță de verișoare. Fai. Prima ciorbiță de verișoare. Bineînțeles că, poate nu mă știi, dar eu când gust. Asta e ciorbița de verișoare de care ne spuneau părinții noștri. Eu uite, mă, dacă știam, mai... Da. Dacă nu se simte bine invitatul meu, înseamnă că nu mi-am făcut eu bine treaba. Înțeles. Până acum te văd zâmbind, nu plângi, nu ești enervat, ceea ce e foarte bine pentru mine. Băi, nu-mi iau ochii de la astea, pentru că le asociez cu tine. Nu, fii aici. Aici este, îmi pare rău. Da. Okay. My bad. Okay. Sorry. Okay. Sau? I'd like to take a brief moment to offer my apologies. Would you like to do that? Da, asta nu știi. No! No! N... Și pe asta ultima? Yeah. Yes. Well, yes. Și ultima? Yes. Hai mă, baby. Yes. Yeah, baby. Deci astea sunt. Și de fiecare dată, când vrei ceva, faci așa. Și vine. Da. Am înțeles. Dar eu știu de ce le asociez cu tine. De ce?
Îți spun imediat. Ești primul care îmi spune chestia asta. Da. Deci mie îmi place, mi-a plăcut tot timpul să imit personaje. Și când te imitam pe tine, vorbesc serios, mă puneau prieteni, știi? Ia, mă imit-l pe Brânciu. Ce? Dar dacă mai țineți minte, știu. Până în publicitate, domnule Bodorlău, puteți să mutați mascota. Și erau astea, cu tengri. Da, deci, domnule Bătorlau, puteți să mutați mascota. E regulă. Bine, bine. Da, da, da. Ne întoarcem. Da. Atunci da, mă văd nevoie să spun și eu. Da. Primesc un telefon într-o zi. Băi, bravo, băi! Ce s-a întâmplat? Băi, nu numai că ai voce, dar ai dat lovitura cu piesa asta. Ce piesă? Băi, lasă dracu modestia, ești bestial. Te rog frumos să-mi spui despre ceva. Așa piesă mișto, noi ne potrivim, n-ai scos de mult. Zic, băi, nu, sunt, cred. Nu sunt eu, nu sunt eu. E Connector. Mă, lasă. Da, băi, foarte mișto piesă. Ăla-i cu vara, mă. Nu, e și cu vara, e și cu altă. Te rog frumos să mă înțelegi, nu... Și n-am reușit să o conving. Deci am fost, apropo de asta, am fost mega mândru că de treaba asta. Te-am auzit într-o emisiune la Morar, când ai spus că ai fi cântat piesa aia tu. Da. Deci m-am luat, a spus ce a zis Brânciu? Nu știu. La Morar a spus. Da, mă, mi-a zis că ar fi cântat-o el. Păi bune, uite-te să vezi. Deci eram super, super mândru. Pentru că e momentul să ne potrivim și să ne descoperim. Abar n-am cum o să cântăm. Dacă știi, dacă știi. Aoleu. Yeah. La 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 la. Come on. Spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic, hai să-și mai stai. Tu spui destul când eu cred că armat. Calculată, spartă, liniștită. Vreau ceartă. Eu vreau să vă meci, tu filme pe bandă. Și iară ne pare. Telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum de ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Eu te vedu cinematograf. Eu conector tu holograf. Eu vreau specific românesc. Cât tu zici chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Clar deschid ochelar de soare. Votescu, escu, un altescu. Eu Eminescu. Dar ce romantic, ce frumos. Tu pe la Facebook, eu pe Xbox. Cum te ne-am găsit noi doi. Pace-am tu în război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Take it to the bridge, yeah. Come on, man. Spune lumea că împreună suntem un cuplu desastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar. Extremele se trag. Când e dragoste curată, ce frumoasă e mai ea. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Și uite ce mai merge frumos pe asta. Ia. I belong to you. I belong to you. And you. You belong to me too. Come on, come on. You make my life complete. One more time, say,
dar noi ne potrivim. Încă ne iubim, încă ne iubim, bim, 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 dar noi ne potrivim. Noi ne potrivim, baby. Încă ne ba, 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 ba. Frumos. Iartă-mă, dar da, tu piesele le faci într-un... Adică îmi creează impresia că piesele le faci într-o sesiune. Hai să improvizăm ceva și după aceea iei datele importante din... Fix așa. Așa faci? Fix așa, da. Cu engleză de baltă. Nu există așa ceva la tine. Da. No. Is there watch a stable, wanna flex and not a no, yeah. Și după aia zic, ce-am, is this one a stay? Is there one a stay? Sau tu cum vrei, dacă... Sau, nu, dar despre ce vorbesc? Hai să fac un concept. Ok, hai să vorbesc despre asta. Ok. Și iau efectiv vocalele și le transpun în română. Îmi place foarte mult, că altfel nu mai sună da, la fel de americanește. Trebuie știi? Să fie aceeași intonație și aceeași da. Termin. Da, corect, da. Bravo. Place mult. Mai știm pe cineva care face la fel. La fel? Nu trebuie să spui așa ceva. Ce tare. Ultima noastră melodie am făcut-o în engleză și după ce am zis, ok. Și acum urmează partea noastră. Care? Transpunere în română. Și bine, până la urmă a ieșit, dar eu zic să facem o încercare. Uite, fii atent aici, n-am vorbit niciunul dintre noi. Nu ne-am înțeles deloc. Dar voi dați un sound și noi improvizăm în engleză la un podcast undeva în România. Somewhere. Nu, asta nu. Nu, mă băgați în seamă. Da. Hey. Alright. Connector. Rod here. Come on. Give me more. Da 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 ba 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 da ba, you know. Alright. She want to stay, I got it. But I fancy know you want it. And it's here to left for me. Oh, oh baby. But then I'm asking you, you be part of this sometime. Cause I got more time to spend with you. Say you love me, but you're not. Say you love me, but you can't believe the world is true. Say you love me on one else, but I feel somebody else. That you're gonna make you feel somebody new. But I can do it all right. Give it, give it, give it. Since never like a boo-boo before right. If you tell me about it, do I got a bit of advice? I got a ten on whiskey, travel like this tonight. We bump it bristles like I'm doing all right. And when she's coming, look for spirit like I wanted to do. And go to cover like I said, like I wanted to do. Hey, do love me. And a do love me. And a feel all the way it's true.
uite, song. Vezi, în ritmul ăsta mi-e frică. Un album se poate transforma... Băi, când ai făcut albumul ăsta? Într-o zi, cu Relu. Nu facem așa ceva. Da, schimbăm ordinea mondială și după aceea... Hello? My name is Justin Timberlake. Would you like to come to US? Eu nu-mi părăsesc țara, Justin! Exact. Așa se poate întâmpla. În copilărie, da, prima ta trupă a fost Primăvara. Ca dansator, da. Da, Primăvera, da. A, Primăvera. Primăvera era, așa era, da. Cu doamna Milcescu, Mihaela Milcescu, da. Regretata Mihaela Milcescu. Dacă prima ta trupă era muzica, dacă era muzicală, da, nu e așa că grăbea debutul, da, tău muzical? Da, mi-aș plăcut mult. Eu insistam, am vorbit cu Emil la un moment dat, în clasa a 5-a, și l-am spus, băi, vreau la Lipati. Sau la Enescu, da, la ceva de... Și-a făcut isocută la, bă, unde mă sunt, pentru că sunt bă la serviciu, trebuie să iau așa, să spun, stai mă liniștit aici. A. Da, nu, grija lor era asta. Nu se puteau concentra pe altceva. Și atunci... Grija părinților noștri era să pună ceva pe masă, adevărat. Da. Grija părinților noștri era ca atunci când ți-mi uite și acum, ți s-a rupt Adidas-ul, Tennessee, da, erau pe vremea respectivă. Tennessee, s-a rupt Tennessee, ok, atunci hai să încerc să-ți cumpăr un nou. Era o problemă, da? Da. Tocmai da, uite, și când am văzut pe tine prima oară, când am întâlnit noi prima oară cu Racla, când am făcut sesiunea... Da, la un matinal. Da. Extraordinar, știam, când am văzut cu pianul și cu vocea, zic, mamă, băi... Dar știi când a fost asta, nu? Cred că sunt 17-18 ani, poate mai mult. Hai, 21. 20 și, da. 21 de ani. 21 de ani. Și zic, uite, nu, bă, ce tare. 22 de ani. 20... Da. Cum ar zice românul Ioi Iștene. Da. 22 de ani. Extraordinar. Bănesc că toți colegii mei știu Racla, rimea alese care? Care lovesc adânc, știți asta? Nu mă uita, că știu cu siguranță. Nu mă uita în viața mea. Wanda Adam. Da, Wanda Adam, da. La sessionul ăla din dimineața aia pentru mine a fost un punct foarte important în cariera mea. Pentru că am văzut rap-ul e limitat, nu e foarte muzical, la un moment dat păstrează o limită. Băi, scandăm da, rime care să creeze un mesaj social. Corect. Și să-l dăm și nu sau, știu ce. Nu, sau de dragoste. Sau de dragoste, da? Sau așa, dar el așa a plecat. Cam, da, ca mesaj social, corect. Da, da. Așa și cam atât. Și avem un în ziua aia atunci am văzut o chestie, adică că se poate îmbrăca mult mai muzical totul. Zic, bă, ce acordul lua Brânciu și ce liber era acolo. Și zic, bă, ești nebun. You should do that. I should do that. You have my word. E prima dată când îmi spui lucrul ăsta. Da. Cred că ai dat-o nouă, nu cred că există, și ascultând muzica de peste ocean cu Dre, cu Drake, Kendrick Lamar, și da, toate da. Nebunile astea, eu nu cred, una la mână, niciunul nu are timbrul tău, dar niciunul nu are timbrul tău, iar dincolo de asta e cântă foarte simplist, nu superficial, simplist. Iar tu, din tot ce am văzut eu, tu vrei să... E ca și când tu avea o frază și o întorci în toate permutările posibile și vezi care și ce mă interesează la tine și ce m-a atras la tine, care frază, care alternativă din tot ce am cântat acum e mai spectaculoasă. Pe asta o alegem. Și aici e mai grea. Da, nu știu. Dar probabil că, vezi tu, eu n-am ascultat Dre, Dr. Dre. N-am ascultat Dr. Dre, nu. Am ascultat Company Flow, am stat, știu eu... Non-fiction, nici nu știu la care sens să spun numele astea, pentru că nu sunt cunoscute, ca și cum, nu știu, ai vorbit în muzica mainstream despre George Benson sau cam așa erau, adică grei care sunt și acum, vorbesc de J.I.D., vorbesc de Kendrick Lamar, băieți cu Kendrick Lamar, de exemplu, a terminat percuție. Și da, flow-uri, păi sunt... Am înțeles. Da. Da, Drake e mai simplist, da, e mai comerț. Spune-mi, în toată perioada asta de pandemie, pentru că da, nu putem să evităm chestia asta, tu, apropo de cele 100 de cântări pe care le puteam lua, care le puteai lua și steaua și cu... Vreau să te întreb, cum a decurs legătura cu trupa ta? Unii au plecat, unii au venit, alții au zis, băi, mă ocup de altceva. Cu toții am avut
Da. Toți oamenii care au fost lideri de trupă, uh-huh, de band, de orchestră au avut această problemă. Tu ai avut în perioada asta... Slavă Domnului, nu. Ei n-au părăsit corabia, au rămas acolo, sunt în continuare cu mine. Na. A fost greu și lor, na, m-au mai avut pe la radiodifuziune, niște lucruri, na, s-au mai descurcat cum au putut. Problema e că la un moment dat m-am întâlnit cu un percuționist pe care îl știm, na, cu toții și nu are nici sens să-i dau numele, și m-am luat cu Uber-ul, eu nu conduc, n-am mașină, și m-am luat cu Uber-ul și m-am făcut ochii și după aia am zis, bă, prostule, nu mai închide ochii înapoi, așa, nu mai fi ca mirat ca prostul, așa. Și nu știam nici ce să vorbesc cu el. Că corect, pentru că te uimea faptul că el și-a schimbat practic meseria 181 de grade. Da, și dragul de el la sfârșit nu vrea să-mi ia bani, că cumva spunea că știi că nu fac asta doar ca să-mi umplu timpul, nu că zic, băi, stai, nu, lasă, ce-i, ia, lasă așa și nu știu, nu știam cum să scap mai repede în momentul ăla, a fost, da. Ce zici că ne va aștepta în viitor? Unde crezi tu că vom avea ceva de câștigat sufletește? Nu vorbesc strict de sufletește. Lumea se va întoarce înapoi. Ții minte că și Smiley mi-a zis că au plecat unii în afară. Ții minte, da. Am vorbit cu toată lumea și lumea a fost scuturată, efectiv, a fost un cutremur artistic. Zici de acum vorbești de COVID sau despre treaba cu războiul? Vorbim de pandemie și muzica acum a supraviețuit în pandemie. Am înțeles. Eu cred că știu, cum spune americanul, it not happens to you, it happens for you. Tot ce se întâmplă este spre creșterea noastră. Pentru că mai presus de oamenii care conduc oameni, există o inteligență mult mai mare care conduce totul și care are grijă să fie în spre creșterea noastră totul. Și eu, exact cum este și definită credința în cărțile sfinte, și anume o încredințare puternică, o nădăjduire în lucrurile care nu se văd, eu cred foarte tare în asta. Și nu fac griji. Dacă ar trebui să-mi transform ceea ce spui tu în ceea ce simt eu, în sufletul meu, de fiecare dată a fost o foarte vie, nealterată speranță. Că se va întâmpla ceva bine, că se va îmbunătăți lumea în pofida greutăților prin care trecem cu toții. Cu siguranță. Eu stăm de vorbă și cu Elena Gheorghe și îmi spunea acum, am întâlnit cu ea la un concert și că, băi, în sfârșit mi-am cunoscut copiii la modul 100%. În sfârșit știu exact toate. Adică tot timpul există o parte bună. Să vezi partea bună a lucrurilor. Ce le spune celor care ți-ar zice acum, dragă Connector, să știi că eu am o viață grea? Te rog foarte mult, nu-mi spune chestia asta, pentru că eu sunt fiecare zi mă doboară greutățile prin care trec. Ce îi spune un om de genul ăsta? Sigur că de-aia spune, te înțeleg perfect, știu și cum să-ți treacă imediat, hai cu mine să dăm o tură pe culoarul de la Oncologie Fundeni și o să-ți treacă. Cu siguranță. Da. Ca să nu mai spun de niște modele de oameni din ăștia de suflete imense care sunt speakeri și sunt bolnavi de cancer și au online. Adică ei cum reușesc? Știi discuția sau, mă rog, monologul sau ce era lui Dem Brădulescu despre Eugen Ionescu, despre profesorul lui, că era bolnav, mă rog, și așa, și a venit la dânsul și deci maestre, ce să fac, că am urcat 30 de scări, că nu merge liftul. Și îl dăm pat acolo, le urcat? Da. Da, maestre, și am fost și în piață, să știi că am încercat să-ți găsesc niște mere din alea mai roșii, mai așa, dar m-am găsit numai de astea galbene. A fost o mere galbene în piață. Wow. Despre ce vorbim? Trebuie să te întreb un lucru. De fiecare dată mă gândesc. Când mă trezesc dimineața, încerc să fac ceva notabil. Nu vreau să treacă dimineața pe lângă mine fără să însemne ceva pentru mine. Și ce anume vrei să faci dimineața? Când mă trezesc de dimineața, în primul rând verific toată familia. Ok. Și de fiecare dată mă uit la mine și îmi zic că începe o nouă zi și mă încarc cu o energie. Îmi procur o energie din mine, să spun așa. Cum îți începi tu dimineața? Bineînțeles, ducându-mă la fie mea, pentru că este un spațiu foarte scurt. Deci eu mă trezesc undeva la 7 și ea la 7:20 pleacă la școală.
Și trebuie să mă să fac tachinarea de dimineață, că n-am cum, o chinui. Zim cum se întâmplă la tine. Deci eu iau, mă duc frumos lângă ea. Primul lucru, că ce tati spune, miroase gura. Mi-a zis fiul zilele trecute. Ce miroase așa? Ceapă, tati. Aole, ce miros de ceapă. Exact. Așa. După care, mă rog, stau cu ea să o înviorez, că nu vrea să trezească. Zic, haide, tata, e o nouă zi, tati, trebuie să mergi acolo. Bă, mai puțin și vine weekend, după aia, nu vrei să te mai repede. Așa. Și după aia mai am tachinarea înspre bas. Vine basul să o ia din fața casei și eu ies după ea să mă asigur că așa, da, și ea, da. A început că e domnișoară, mă rog, are și, s-a și îndrăgostit, așa. Pe bune, bravo! Da, așa, mă rog, așa, și zice, tati, nu mai veni, deci știu și interfonul la poartă și așa, nu mai veni, te rog, stai, tati, ce, că te duc până, nu, te rog, ieși în papuci, nu vreau să te fac, ba nu, lasă, ți-e rușine cu tactul în papuci, uite, special vin. Da. După aia zic, dar știi ceva? De fapt, cred că vin cu tine la școală. Stau cu tine în bancă. Wow. Nu, tati! Zic, 6x7, 69, castravetele, cotile donat, se multiplică. O termin, da. N-am cum. Așa, după care mă întorc acasă. Așa. Mă întorc în casă. Și îmi place să fac ceea ce, cum numesc italienii, dolce far niente. Eu de acolo îmi extrag energia. În momentul în care mintea nu mai îmi consumă nicio energie. Scopul și acțiunea nu mai consumă din mine energie, o ceva din mine îmi dă energie. Pur și simplu stau, îmi pun o meditație cu ceva 755 de herți, 1400, n-am făcut diferența până acum, toate îmi plac, așa, și pur și simplu stau și nu fac nimic. Adică, ce înseamnă că nu fac nimic? Te încarci. Da, Mișa trece prin fața mea, pisicile trec prin fața mea, nu trag nicio concluzie și nu fac nicio părere. Pur și simplu sunt și atât. Tu ești un înțelept fără să-ți dai seama. Tu ești un înțelept de la de tip budist fără să-ți dai seama. Tu ești un om care acum ești într-o etapă a vieții tale, una dintre cele mai frumoase etape a vieții tale. Superbe, da, superbe. Dar să știi că n-am fost așa dintotdeauna, am fost și prost. Deci nu, da, 100%, cel mai prost. Am fost doi, bagă doi. Bagă doi, bagă doi, bagă bag, bagă ani. Da, deci a fost foarte prost. Până când mi-am dat seama că, chiar am auzit asta prima oară de la părintele Bartolomeu Anania, care a spus că autosuficiența e cel mai mare păcat. Și am zis, băi, ia asta, bă, dacă în școală eram un prost, că n-am prea fost pe la școală, nu prea, și alea, și ziceau ăștia că cu cărțile astea să citești, ia să văd și eu ce. Când se întâmplă asta? Păi acum vreo, în 2014. Da, în 2014. Da, după ce am liniștit stomacul, să liniștesc stomacul bine, cu vara nu dorm, cu mai dă-te-n dragostea mea. Am înțeles. Da, pa, nu mai mi-era frică. Mâine ce mănânc? Ce, bă, nu-i problemă, mănânc ce vreau eu. Da. Înțeles. Așa am zis, băi, ia stai, mă, să merg mai sus. Da, mai sus. Să mai sus. Ia, da. Și am început frumos, cu un Eckhart Tolle, cu un Wayne Dyer, cu Gita, cu Lao Tzu. După aia mi-am făcut proces de conștiință, zic, bă, dar stai puțin, că eu sunt de aici, este Europa, zic, la noi, cu Hristos, ia să-l spun, cine a fost Hristos? Și am făcut chiar studiu amănunțit, la modul vreo 4 ani am făcut studiu biblic, like for real, cu frații din alte denominațiuni, cu penticostali, am stat și studiam capitole întregi în fiecare zi. Băi, salut pe fratele meu Ioan, pe care îl iubesc și... Na, pentru noi nu există treaba asta, ortodoxie, penticostal. Corect. Nu, și așa stăteam, Ioane, fii atent! Ioan 5:39, cerceta scripturile, că cele mărturisesc despre mine. Fii atent exact ce a spus în Luca cu tare, nu știu. Și stăteam și făceam treaba asta. E, doar că nu l-am înțeles foarte bine pe Hristos până nu m-am dus înapoi la Lao Tzu, înapoi la Eckhart Tolle, la New Age, la o altă viziune. Și atunci am început să-l înțeleg și pe Hristos. Și am ajuns la Muji Baba. Munji pentru mine e the one. Și a fost elevul lui Papaji, care Papaji și el a fost imens. Cam cel mai mare după Ramana. Maharaj. Și, da, tu peste 10 ani. Yes. Vei continua descoperirea asta. Vei continua să-ți descoperi sufletul. 100%. Da, ăsta e scopul meu.
Scopul meu e ăsta, unu, să mă dezvolt pe mine ca să pot să-l iubesc pe celălalt, că știi că iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Da. Trebuie să mă descoper pe mine, să mă iubesc pe mine. Cea mai mare luptă. Da. Ca după aia să pot să ofer, că într-un final o să fim ce dăm. Asta cred. Sunt convins de asta. Da. Când faci pentru tine, ai văzut, la un moment dat îți apare așa niște gând, bă, dar parcă sunt, mă mai satur, știi? E, nu știu cine zicea, îți umpli palmele când faci pentru tine, îți umpli sufletul când faci pentru altul. De asta acum mi-au ieșit actele și îți mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit, eu sunt un tip tehnic, de ăsta cu acte, nu-mi place. Și am birocratic. Da, am oameni care sunt minunați, care pot face lucrurile astea. Și ți-au ieșit actele pentru ce? Și mi-au ieșit actele pentru asociația pe care o visam de mult, APA. APA? Da, asociația pentru alții. Frumos. Da. Și asta vreau să fie, cum să zic, pe lângă muzică, bătrânețile mele, cu asta se vor ocupa. Care e prima, unde pot să te ajut? Care e prima, ai vreun plan? Să-mi dai acel 2% pe care îl dai la stat, vorbesc serios. Eu vreau acum să mă duc să iau sapa în mână, să mă duc să... nu, serios, mine... deci pe firma ta există un 2% pe care îl dai la stat. Ți-l dai ție. Ți-l iau stat obligatoriu. Dacă vrei să-l dai către asociația mea... Ia-l! Dar acum eu și stau aici, lasă-mă, fă-mi ceva, zi-mi ceva să fac. Păi care e planul? Facem o seară unde strângem fonduri pentru luăm un caz. Când vrei tu? Da. Sigur că da. Mamă, ce tare. Sigur că da. Bineînțeles. Mai vine cineva? Uite, 1, 2, Cristiana 3. Perfect. Iubire, trebuie să mergem la APA. Tu îți dai seama numai că scriu Brenciu în orchestra. Uite, vreau să îți dau APA. Corect? Vreau să luăm puțină apă. Dacă nu bem apă, nu... Corect. Sloganul știi care e? Ne hidratăm sufletele. Ai mă, acum am scos-o, mă. Ce bună e. Foarte bună. Să luați și pe Loredana să cânte apă. Cristiane. În 2012 erai cu Dread. Da. Bun. De când s-a lansat al nostru Relu, Dread all the way. Uh-huh. Ok. Și la un moment dat zice, stop. Cine ți-a zis stop după Varanul Dorm ca să-ți schimbi 180 de grade? Deci asta am vrut să spun de ani de zile, Relu, crede-mă. Așa cum tu mi-ai spus asta după 22 de ani, îți spun eu după 10 ani că vreau să te felicit din suflet, pentru că fața noastră este prima care apare peste tot. Mai ales acum, în 2012 era un Facebook. Corect. Acum sunt de toate. Corect. Dacă fața noastră apare și părul nostru este Ciudățescu, Ciudățescu, tu Eminescu, da? Așa. Dacă părul nostru... Ok, te sunăm noi, spune societatea. Yes. Dar dacă tu ai apărut, mm-hmm, băi, cine ți-a spus taieți dreadurile și lasă-ți normal părul să ca un bărbat adevărat? Spune-mi cine? Tu? Eu. Nu pot să cred. Da. De atunci a început. De atunci a început schimbarea. Da. Jur pe cea mai sfânt. Da, deși să știi că o perioadă m-am gândit un pic că sunt ca în povestea cu Samson care și-a pierdut părul fiind tăiat, puterea din păr, da? Da. O să-mi crești și o să... Mamă, poate o să-mi pierd și eu puterea. Așa m-am gândit. Era obișnuința. Obișnuința, corect. Era a doua natură. Corect. Faza e că, vezi tu, la timpul lui acel păr, și-a făcut treaba, ca să zic așa. Băi, stai. Băi, fii atent. Nu că vă explic concret. Zi. Concret. După aceea spun și eu. Zi, da? Zi. Anul 1998, mă duc la Casa de Discuri Roton, la Cătălin Muraru, și spun, am un proiect, sunt conector, cântam. Corect, da? Trupa mea se numește Giganții, uite, o să avem niște piese mișto. Păi ce, ai vreo piesă și tu? Și zic, păi le-am, deci vi le cânt acum și nu să-mi dați un studio. Să poate, mă, nu merg lucrurile așa. Du-te, fă rost de un studio, adu-mi un demo și zic, ia uite, mă, nu pot să cred. Am adus eu un demo cu la calculator, cu tovară și la nu știu ce. Nu l-a băgat în seamă. Zic, băi, nu știu ce să zic. Ducându-mă acasă, zic, bă, dar de ce mi-a plăcut omul așa ceva? Și mă duc să mă spăl, să nu știu ce, și mă uitam în oglindă și cum m-am uitat la mine. Așa? Este o filmare pe YouTube, a devenit celebră deja, așa? Nu știu dacă o știi și tu, dar fix din perioada aia, din anul respectiv, când am dat un interviu la Atomic. E,
Da, mă, exact așa a fost. Uitându-mă la emisiunea de la Atomic și când m-am văzut eu pe televizor, am zis, băi, nici eu n-aveam încredere în asta. Deci eram un țigănuș amărât cu un breton strâmb, niște perciuni ciudați așa, un cizm așa, nu știu cum. Băi, ceva urât rău de tot, ceva fără niciun Dumnezeu, ca să zic așa. Și când am realizat treaba asta, zic, băi, trebuie să fiu un personaj, mă, n-ai cum. Ori eu, ori muncitorul de pe stradă, eram tot una. E, și am început să fac sport, să mă măresc, să nu știu ce. M-am îndrăgostit de un de flow unui rapper, de Cino XL, pentru cunoscători. Și când am văzut dreadurile lui ăla, mamă, fix așa îmi fac. Da. E, și mi-am făcut și la 4 ani distanță, n-am mai dat giusem cu Cătării Muraru, n-am mai așa, vin cu Rimaru. Deja eram în Raclă. Cucălin. Și el mă vede, da. Și mă vede Cătălin și zice, salut, Cătălin Muraru. Zic, dar ne știm. E, dacă îți spun că ne știm... Nu te mai recunosc. Normal, nu. Da. A avut. Da, a avut rolul lui pe rola. După care am zis, băi, nu. This is not me. Că de fapt, vezi ce frumos în viață și e extraordinar cum a făcut planul Dumnezeu. Omul e făcut ca în viața asta mai întâi să afle ceea ce nu e, cine nu e. Da. Am aflat că nu eram cel cu codițe. Clar. După care am aflat că, adică mai nou am aflat că nu sunt nici măcar Mihala și Ștefan Relu. Which is great. Nu sunt nici măcar connector, nu mai zic, nu sunt. Sunt doar personaje extraordinare de altfel, frumoase și dinamice și mă bucur că Dumnezeu m-a pus în piesa asta de teatru frumoasă în care să cresc având aceste personaje. Dar eu nu sunt nici măcar aceste personaje, căci la finalul zilei mă întorc acasă, la mine, la eu sunt, fără niciun alt adjectiv în plus. Eu sunt și atât. Asta îmi place cel mai mult și mi-a plăcut la scriptură foarte mult, când am găsit treaba asta. Care e o chestie total universală pe care o găsești și în budism și în hinduism o găsești. Bucuria lui eu sunt. Nu e așa că e greu să te menții pe parcursul unei zile fiind tu însuți? Dar nici nu e bine. Nici nu e bine. Nici nu e bine să faci asta. Nu e bine să fii... E bine să fii un personaj. Personajul te ajută să crești. Normal că ți-aduce și durere. Normal. Dar și când crezi dințișorii copiilor noștri. Îi doare, nu? Deci de fiecare dată durerea va genera în aceeași măsură și fericire. Da, da, pentru că creștem. Vezi, toată lumea spune că, domne, că suntem oameni suferinți, suferă. Nu, oamenii nu suferă. Noi nu suferim. Experimentăm suferința. Dar la un nivel și mai profund, nici măcar nu experimentăm suferința, ci suferim experiențe. Ceea ce e mai mișto. De fiecare dată am zis asta... Că mă transform prin copiii mei. Da. Poți să zic, pui telefonul pe masă. Și de fiecare dată am zis că ei sunt cei mai buni profesori ai mei. Wow, da. Dincolo de oamenii care mă înconjoară. Și cu Cristi, și cu Sergiu, și cu Marius. Am avut anumite lucruri antagonice, dar l-am rezolvat până la urmă și cred că asta ne apropia mai mult. Dar cu copiii tăi, la care nu ai niciun fel de prejudecată, atunci deschizi inima. Și la un moment dat, vino la mine. Nu vreau. Una. Vino la mine. Nu vreau. Două. Vino la tata. Nu vreau. Trei. Orice om normal, normalitatea ar zice, e, mama ta de copila și mâine. Corect. Ceea ce m-a învățat copilul, așa, să mă duc mai departe. A patra oară. Tăticule, vino la mine. Nu vreau. Copilul m-a învățat că dacă ajung la 20-a oară când spun vino la mine și el zice nu, cu cea mai urâtă față pe care o are, nu, și atunci să continui pe la 100 și nici la 100 oară să nu mă opresc. Și prin chestia asta, cred eu exact ceea ce spui, experimentarea acest... Dacă nu mă întâlneam cu el, nu experimentam. Dacă nu făceam acest schimb de replici, nu experimentam, nu mă duceam mai departe și frământările mele interne au scos o nouă, o mai bună versiune a mea. Corect. Vezi, dacă nu erau ei și dragostea ta pentru ei, intervenea acea autosuficiență care ai continuat. Și eu învăț de la fiica mea și chiar vorba e foarte adevărată, vai de părintele care n-ascultă de copii. Serios. Deci
Fiima este cel mai mare profesor al meu, deci îmi zice la un moment dat, eu ca să văd ce zice ea, îi spun, păi tati, dar recunoaște că pe mine, eu așa am văzut, nu zic, și pe Mike, dar pe mine parcă puțin mai mult mă iubești. Eu așa am văzut. Eu să zice, tati, dar nu e adevărat, pe amândoi vă iubesc la fel. A, mă, tată, că eu am văzut și Doamne iartă-mă, că îți place mai mult cu mine, că îți iau și mai înghețată și eu să-ți fac pe plac. Mai cât e mai drastică, mai stai, știi ce zic? Și se uite și zice, nu, chiar vă iubesc pe amândoi la fel. Și la un dat, mă vede că insist și la un... Băi, vine cu o lecție extra, zice, băi, tati, deci are 8 ani jumătate. Băi, tati, dar tu dacă ai fi avut 2 copii, nu unul, ai fi putut să iubești pe altul mai mult și pe altul mai puțin. Bravo. Și zic, nu se poate așa ceva. Da, mă, gata, ai dreptate, zice, nu mai zic nimic. Da. Fetele mari s-au mutat de acasă. Ok. Am 2 fete mari, pe Andreea și pe Maria. Maria are acum 22 de ani. Uh-huh. Maria are un iubit. Okay. Discutăm după podcast chestia asta? Ok, așa. E închis undeva. E închis, este legat de mâini și de picioare. Am văzut o secvență în 007 când îl dezbracă și îi dă cu ceva. Glumesc? Glumă? Joke? Așa, pentru diaspora. Și copiii mici sunt în fiecare dimineață la 8 fără ceva. Mina, te rog, pune-ți... Hai, așteaptă basul. Te rog din suflet. Te rog din suflet. Știi că e ca și când și acum te pregătesc pentru că tu, da, după cum te știu eu pe tine, peste 10 ani, uh-huh, uite, fii atent aici, ne întâlnim peste 10 ani la un podcast, da, ne mai întâlnim la concertul de la APA, așa, la întâlnirea de la APA, dar okay, noi în podcast și așa mai departe ne întâlnim peste 10 ani, da, și atunci tu o să-mi spui așa, e, Maia are 3 frățiori. Alo? Alo? Mamă, nu, e șoc, am nevoie de apă, nu, e șoc. Amărelu, mă. Și o să fie o chestie formidabilă pentru că vei dubla, vrei tripla cunoștințele pe care le simte sufletul tău. Și atunci o să dai seama că într-adevăr noi cred că am fost aduși aici să ne găsim pe noi, da, care să, și după aceea să dăm altora... 100% și sunt de acord și asta ne arată istoria. Dacă te uiți în istorie, singurul lucru concret este evoluția. Și a naturii, și a speciei noastre. Și a, adică noi asta trebuie să facem, să conservăm viitorul tot timpul. Să ai noștri copii să fie mai buni decât am fost. Sau cel puțin să rămânem cu speranța asta, să trăim cu speranța asta. Așa este. Crezi că vor avea bucurii mai multe sau mai 100%. Puține decât am avut noi? Nu, mai multe, 100%. 100%. Și speranța de viață s-a mărit. Și informația, slavă Domnului, nu mai sunt canibali. E ok, nu mai stăm în peșteri. Nu, e ok. Eu urăsc genul ăsta de oameni. Că, ha, bă, frate, bă, că au involuat, bă, a involuat lumea. Bă, nu mai era, bă, cum a... Eu nu halesc așa ceva. Nu halesc. Ai vreo pasiune pe care ai fi vrut să o... Da. Să o crești? În paralel cu muzica? A, în paralel cu muzica, nu. A fost înainte de muzică și a fost și marea mea iubire și marea mea dezamăgire în același timp. Pentru că dezamăgire? Da, pentru că n-am putut să o... Aș fi fost un fotbalist extraordinar. Nu pot să cred. Da, 6 ani de zile am jucat fotbal. Cât timp? Profesionist. 6 ani, da. 6 ani profesionist? Da. Între perioada, da, între 12 și... Da, între 10 și 16 ani, cam așa. Da. Și pentru că m-am scut cu o problemă mică la inimă, eram jucător de jumătatea reprizei a doua, tot timpul. Angloma era pe reclamă. Și strigat, și acum țin minte, cei din Dămăroaia, unde era stadionul nostru, și zic, prenea o joc, bagă-l bre pe Angloma, ce treabă, nu vezi că nu facem nimic? Bagă-l pe țigăruși acolo. Scuze-mă, tu erai omul de gol, cu alte cuvinte. Da, și cam vârf. Atacantul. Da. Și eram foarte tehnic. Nu uite, asta n-am știut, da, despre tine. Da. Când în clipele astea de maturitate nu te-am mai apropiat deloc de fotbal. Nu, doar virtual. Adică sunt un mare jucător de FIFA, de PlayStation. Sunt în Liga 1 în season. Explicăm, nu știu. Este season și Ultimate Team și sunt practic două campionate în season. Joc de ceva timp și m-am chinuit și am ajuns, sunt în Liga 1. Liga 1 este o chestie Worldwide.
Deci, practic, tu ești un, iartă-mă, tu ești un fel de Ronaldo al FIFA-i. Că, da, poți să spui și așa. Nu știu, nu știu ce aș... Nu prea mă bate nimeni din, adică cu cine am jucat. Dragul meu, Smiley, iartă-mă, o să spun, n-am ce să fac. Am jucat la, am făcut o sesiune muzicală la, la Susai, foarte, foarte frumoasă și locația și sesiunea. Dar, na, l-am întristat un pic pe Smiley care... Da, eu mi-a spus că are o echipă da. În care joacă mulți da. Sportivi da. Ai lui acolo în FIFA, da. Și, dar nu mi-a spus că l-ai bătut. Da, are un, am un 3-1 până acum la, la meciuri. Dumnezeu, dar e o pasiune 2-1, da, 3-1, da. Nebună. Da, da. Dacă cineva ți-ar da vreodată telefon, da. Relu, hai până-ți până pe stadion să schimbăm două mingi, te-ai duce? Puf, instant. Cum? Instant? Da, dar n-ai făcut asta prea mult. Adică, tu ai mai fost la sală ultima vreme? Nu, dar alerg. Unde alergi? În parc, în parcul Teilor, parcul meu, de lângă casă. Un parc superb unde s-au plantat, cred că sunt 250 de tei. Pe bune? Da. În, ultima perioadă, ultimii ani? Da, e făcut nou, are, nu știu, 2-3 ani. Cât alergi pe zi? Nu îți închipui că alerg foarte mult. Sunt zile... Constanța e cea mai importantă. Da, exact. Și sunt zile când, adică am, la un moment dat, s-au întâmplat și săptămâni în care să n-alerg deloc, pentru că am avut foarte multă treabă. Dar nu există să iau o pauză de 2 săptămâni, de exemplu, de alergat. Nu. Nu. Și alerg în jur de, nu știu să zic, 6-7 kilometri, maxim. Amen, că nu e mult. Nu, nu. Ia-mă ușor. Că eu azi descoper, eu am vrut să cunosc un vei prieten de-al meu și acum descoper un fel de exemplu concret după care o să-mi reglez tot tabietul și tot metabolismul meu. Deci chinul meu cel mai mare și groaznic și acum vreau să mă... Ești omul pe care l-așteptam. Mm. Pe bune, vorbesc serios. În sfârșit. Mersi frumos, iubire. Deci fii atent aici. Eu am o problemă. Da. Eu joc tenis. De 5 ani de zile... M-a pleznit. După cum vezi aici, sunt tot felul de rachete de tenis. Deci, oricum, tot... Da, asta era. Da. Nu. Ți-am dat smash, da, nu mai n-ai ce să mai lovești. Da, ce să mai n-ai mai minge. Fie de aici. Dar îmi dau seama că nu mi-ajunge. De ce? Pentru că acolo mă duc, mă zdrobesc și mă bat și, într-adevăr, mă consum foarte mult, da. Dar mai trebuie ceva la partea de sport. Spune-mi, care este motivația? Cu care tu zici, băi, astăzi mă duc să alerg 2 kilometri, n-am zis 6. Da. I don't want 6, I want 2. Da, a explicat-o Paul Olteanu. Eu n-am știut-o, dar o făceam. Deci am observat că îmi place, mă simt foarte bine, mai bine decât dacă aș face mușchi la sală, când alerg. Și nu știam de ce. Și asta așa, în ADN-ul nostru da. Există o informație care declanșează un dozaj de dopamină, de serotonină. Corect. Care nu se întâmplă când tragi de fiare. Și atunci și când... nici când joci tenis. Corect. Da. Se întâmplă când alergi. De ce? Pentru că în istoria noastră, ca umanoizi, da, noi am fugit foarte mult de pericole. Îți dau exemplu. Elefantul. Știi? Da. Și alergatul, da, cu siguranță că nu te alergă nimeni, fără să știi în subconștientul tău, îți dă un dozaj de dopamină și de serotonină extraordinar. Asta cred că îți lipsește. Efectiv, să alergi. Nu, da. E explicația prea simplă ca să... Deci eu acum o procesez, da? Da. Alergi cu cineva? Nu, alergi cu asta întreabă, alergi cu căști. Da. Ce muzică îți pui la căști? Îmi pun, de exemplu, Alan Watts. Îmi pun un... de tigri. Nu. Da, e bună. Tigrușorul meu. Deci ce nu. Nu. Îmi pun filmulețe de pe YouTube cu Alan Watts în ultimul timp. Da, da, aici, la ureche. Da. Și l-ascult pe Alan Watts. A fost un geniu. Așa. Practic tu, da, el vorbește. Vorbește, da, și l-ascult în timpul ăla, ascult. Deci da? Trebuie să încerc și eu asta. Tony, îți recomand o chestie extraordinară, îți trimit link. Deci după alergat în parc, faci niște primere care sunt niște exerciții de oxigenare a creierului. Extraordinar. Primere, așa se numesc, da. Da. Ce faci cu primere? Îți oxigenezi creierul. Ai zis tracțiune. Da, faci niște tracțiuni de sus în jos, da?
și dai aerul numai pe nașca, ca și cum ți-ai sufla nasul. Ok, ok. Da, se oxigenează creierul instant și eu sunt niște marcări emoționale extraordinare audio cu Tony Robbins, care îți dau un plus de energie ca și cum ai, nu știu, ai bea 10 Red Bull-uri. Este ceva extraordinar, ești pregătit pentru zi. Gata. Sunt pe cai. Mă duc. Îți trimit. O să-ți placă. La început pot 2 km, 3. Nu mă. Și eu la fel am luat-o la început. Da? Tot așa, okay. 2 km. Tu știi pe Vivaldi. Ai auzit de Vivaldi? Am auzit. Mai știi Vivaldi? Să aminte un punk. Au cine a fost la școli? La Academie nebun, Marius e nebun. Lasă-l pe ăsta, nu-l băga în seamă. Aș vrea să spun că Vivaldi a făcut 4 anotimpuri. Da. Da, 4 anotimpuri, da. Iarna, primăvara, toamna. Practic, industria muzicală deocamdată are 25% din Vivaldi chiar aici. Da? Ce bine ai pus! Wow! Deci, televiziunea, vei, da. Practic, avem în fața noastră 25% din Vivaldi. Da, corect, corect, corect. Deci, eu ți-am pregătit niște versuri. Da? Era cu 10 ani. Eu nu știu dacă le mai ții minte. Oh my God. Dar astea sunt versurile tale. Le știu pentru că n-am cum, adică cânt piesa asta în continuu și o să o cânt, cred că toată viața, n-am ce să... Oamenii... Dar vreau să-ți spun că imediat după vară ne-am ocupat noi de toamnă. Ah, ok. Și noi va trebui să cântăm septembrie în toată viața noastră. Aolo, da, corect. Dar, corect, bravo. Înainte de septembrie, vine vara! Foarte adevărat. Bine bara, bine bara, engle din mea. Am o floare, floarea, 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 o mă crește mare. Eu vara nu dorm, decât dacă-mi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camarero, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el beagă în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat, ca bursul toată iarna. Mut reședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineața m-am mureată de cusana, vom pleca. Că un weekend la Mamaia e cu un sezon la Barna. Azi, o Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costine și paharul sus. Mie-mi place să dorm, aha, nu de altceva, dar eu e vara, nu dorm. Nu am somn, dar nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm. Nu, 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 nu. E vara, nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm. E vara, nu dorm, și nu am nicio vină că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sunt sigur, îl văd pe nașul cu Mariu că se combină. Domnul controlor, ia de aici de-o savarină. Că mă întreb către mare, cu șapta întoarsă și Adidas și în picioare. În bagaj am două țoare lângă banii de cazare. N-am nevoie de buzol, că mă las ghita de soare. Și jur că m-aș băga la somn. Să-mi filmul pe șeznon. Da, da. Dar spune cum ai vrea să dorm când am în față o gașcă întreagă care strigă. Da, pe noi! Eu vara nu dorm. Nu, 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 nu. Nu m-am somn. Nu, 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 nu. Zorii zile mă prind, cum pe plajă mă prind. Dar vara nu dorm. Nu, 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 nu. Eu vara nu dorm. Nu, 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 nu. Nu m-am somn. Am somn. Azi am chef de mare, azi am chef de soare, azi am chef de mare. Acum am gândit la asta, ne avem o piesă. Dar o știu, cum? Azi am chef de... Cum e?
Azi am chef de mare. Azi am chef să fac tot ce-mi doresc. Azi am chef de tine. De ce? Că te iubesc. Azi am chef de mare. Azi am chef să fac tot ce-mi doresc. Fără tine nu dorm. În plajă mă plimb pentru că vara nu dorm. Vara nu dorm. Și vara nu dorm. Nu am somn. Sori zile mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dor. Nu, 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 vara nu dor. Vara nu dor. Nu m-am somn. Sori zile mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu. Mie-mi place chestia asta pe care ai tu. Când ai descoperit conga? A, nu știu, că toți țiganii bat în masă, în ceva. Da, e și o vorbă, știi, că țiganul când moare de foame bate în masă. Da, dar din asta poți să faci un TikTok. Da, corect. Nu știu, așa suntem, da, nu. Cred că toată etnia noastră are ritm. Înseamnă că și eu sunt la voi. Clar. Asta, e ca penticostalii de care zicea din alu. Nu mă interesează deloc ce ești. Nu te interesează deloc nice. Ce sunt. Nice. Amândoi batem ca nebunii. Corect. Și am făcut o piesă amândoi adinauri. Ce tare. Ce chestie. Eu o să fie pusă pe YouTube. Și oamenii o să spună: domne, ce piesa asta? A cui aparține? Nu aparține nimănui. Aparține lumii întregi și a nimănui. Ce mișto. Da. Dar mișto. Când ai făcut Vara nu dorm. Da. Probabil că de atunci am cred că Vara nu dorm a fost imboldul nostru ca în, tot în zona respectivă, undeva pe acolo, să facem și noi Azi am chef de mare. Azi am chef de mare, da. Azi am chef de dat. Vreau să spun ceva. A? Era făcută piesa dinainte, cu vreo 4-5 luni, dar n-a fost decât un exemplu, gen, uite că se poate cu reghe. Și apoi am spus. Dar era a, deci voi o aveți? Da, dar noi n-am avut încredere. Da. Pentru că reghe, adică știm cu toții cine e reghe. Da, Marvin. Cine da, e? Rechecă. Bine copii, bine da. Copii. Da, da. Aș vrea să spunem lumii întregi o chestie. Faptul că de fiecare dată, domne, dacă cineva are în titlu unei piese, un nume de fată, asta nu înseamnă neapărat că este și de dragoste. Da, corect. Cause I remember where we used to say. Eu altceva, adică. Corect. Ba 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 ba. Yeah. Yeah, no. I don't know. From Jamaica to the world. Rip, I reckon I'm. No, I say Shaggy. No? Shaggy. It wasn't me. Îl face senzațional. Cum era? Fac oameni de sărit de man. Extraordinar. Asta pe nipleas. Ești nebun. It wasn't me. Extraordinar. Nimeni, pe nimeni. Eu mă apropiam așa la 30 de kilometri de părtare. I like to băgam cumva limba în odură. Dar niciodată nu mi-a ieșit exact ca tine. Și e prima dată când te aud. Da. Stai. Cum era? When I said. Nu, pe asta. When I'm hearing any mumble, when I'm in a city wonder, it wasn't me. When I'm waiting on a Monday, it wasn't me. I feel like another one day, it wasn't me. Nu pot să cred! No woman, no cry. Everybody say quiet. No woman, no cry. Say one more time, sing it loud again. No woman, no cry. Everybody in the world said, no woman, no cry. Yeah, listen. Yeah, come on now. Well, I remember when we used to sing. Now when I got my mature in Princeton.
little Georgie, yeah, would make a fire like so. Those were the good people we'd be. Yeah. Good friends we have a lot now. Good friends we've learned along the way. Yeah. In this bright future, I can't forget your pen. So try these things. I say, yeah. No woman, no cry. Everybody, one more time. No woman, no cry. Sing it louder to me. No woman, no cry. Come on, yeah. No woman, no cry. Sail. Come on. 'Cause I remember when he used to sit. Governmental yard in Trenchtown. Rock on the players, sir. Up, serving the hypocrites. Oh, as they would try to mingle the fire tonight. Oh. Say, good friends we had, good friends we lost. Good friends we lost. Everybody say, along the way. Yeah. In this great future, we must not forget the best days. So dry out this. And everybody, come on now. Say, no woman, no cries. I remember what used to be. So, no woman, no cries. For everyone is dead. And a mercy, no. No woman, no cries. No. No woman. Everything would be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Brent you is in the house tonight. Yeah, connect. Gonna rock the night. No woman, no cry. No. Yeah. No woman. Shed no tea. No woman, no cry. No. Hey. No woman, no sin. No woman. No woman, no cry. Yeah. Yes, sir. Doamne și domnilor, căutați-ne, noi suntem cei care vor 100 de cântări, mm-hmm. Și am vrea să facem contractul prin YouTube. Ce se întâmplă? Noi nu putem să ajungem, putem să facem cântare pentru 100 de oameni în același timp. Eu cu Relu, da. Nu uitați, apa. Bun, am făcut și asta. Acum, da, iartă-mă, dar după ce vorbim despre femei, da. Mă rog, după ce spunem un cântec important, noi trebuie să degustăm ceva. Ok. Iar aici, îți mărturisesc sincer, m-am inspirat din spusele tale. Așa? Nu te cred, nu, nu. Băi, ce mișto că te-ai... De unde ești? Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Come on! Avem cartofi ținare. Silly little sister. Dar am mișto și pâine. Aveți pâine, nu aveți pâine? Pâine avem? Da, spun că vă. No woman, no cry. No bread, no cry. Să știi că a trebuit să iau niște măsuri. A trebuit să iau niște măsuri. Pentru că dacă vreau să ies în parc să alerg, pâinea trebuie îndepărtată. Da. Și ușor pe masă lăsat. Adică să nu mai ai măsuri. Păi... măsuri. Deci știi ce mișto costume am eu? Când aveam vreo... Eu nu înțeleg asta cu pâinea. Nu te înțelegi cu pâinea? Nu vrei să mănânci? Nu înțeleg asta cu pâinea. Ce e cu pâinea?
cartofi cu pâine. Mamă, mâncare de cartofi cu pâine? Păi da. Nu așa mănânc. Și unde mai e conceptul de pâinea cea de toate zilele? Mhm. Da. Am mâncat crețul toate. Ai altceva cu pâinea cea de toate zilele? Dar vreau să spun un singur lucru, că mi s-a spus că... Ce părere ai despre chestia aia cu gluten? Cu sau fără gluten? E o chestie științifică sau mai mult e o chestie de frică? N-aș ști ce să-ți răspund. Nu știu exact ce e cu glutenul ăsta. Știu că pâinea pe care o mâncam noi când eram mici nu aveam nicio problemă. Asta știu sigur. Pentru că veneam cu o pâine jumate acasă tot timpul. Jumate era mâncată pe drum. Spune, e o chestie pe care trebuie să apelez puțin la copilăria ta. Uh-huh. Tu ai stat vreodată la coadă? Da cum? La portocale? La zahăr? La ulei? La rație? La rație? Da cum? Avea și un farmec treaba aia, nu știu, adică când vedeam portocale... Da, când ajungeam la rând la portocale. Da, era o bucurie. Acum-s peste tot. Să știi că... Hai să vedem, uite, exact ce ai zis tu. Partea bună a lucrurilor. Da. Mă puneam de dimineață la 5. Mamă. Pentru că la noi în Brașov, în șcheii Brașovului, era lumea interesată să cumpere, îți dai seama, era... Bun, și lângă mine era un domn în spatele meu. Uh-huh. Și de fiecare dată, de acolo era chestia cu... Ți-am lăsat rând. Ți-am lăsat rând, bravo, da. La lapte, când erau sticlele la mari de... De sticlă. Sticle cu diametru mare, da? Îl puneai acolo, e rândul meu aici. Știi, după aceea, de unde e și melodia? Aici e rândul meu, la rând am stat și eu. Cum era melodia aia? Am crezut că te duci în altă melodie, dar nu mai știu care. Nu. Nu? E rândul meu. Iartă-mă. De rândul a fost după 90. Practic, noi acum mâncăm tocăniță de cartofi. Excelentă. Cu? Cu cârnați. Cu cârnați. Da, deci asta, gata, se pune capac aici. Deci mai îmi lipseau desenele acum animate, să zic lui mama, adun pâine și mă punem în față la desenele, mai deci nu era mai hat. Bun, întrebare. O întrebare de 30 de puncte. Da. Care erau desenele animate preferate de la televizor? Captain Planet, Sandy Bell și Floarea cu 7 culori. What? Floarea cu 7 culori? Da, Lydia. Flor la 7 culori. Ta-ta-ta-ta-ra. Belgele. E tânăr, mă. Primele două le știm, dar peste am nu știm. Da, mă, da, mi-aduc aminte. Da? Ei. Bine, acum am zis, pot să mai zic că... Na. Nu, se oprește. Nu, la epoca modernă cade. Da. Acum, și fii atent acum. Mai era una pe care nu cred că ai pierdut-o, dar pe măsură ce avansam către 89, noi aici discutăm de... Acum, cei de 18 ani, să ne scuze puțin. Da. Era Simbad Marinaru. Da, Simbad Marinaru, da, doamne. Și mai era una pe care nu trebuie să o treci cu vederea. Alătrierii spațiului? Sage. Nu. Miaunel și Bălănel. A, Miaunel și Bălănel, da, și Mihaela. Doamne, Mihaela, doamne, Mihaela. Mihaela! Care erau melodiile? Da, tarara, ta, tarara, ta, ta. Și îmi plăcea album duminical, duminica și când se auzea aia. Și un băiat cât de mic, un cământele cazbăr, lumea copiilor. Mamă, era cel mai fericit. Da, mă, da, mă, da, mă, da. Dumnezeule. Acum, vino tu în viața mea puțin și imaginează-ți asta. Eu, 89, da. 18 ani, intru în libertate, democrație și așa mai departe, nu discutăm acum, și peste 3 ani se deschide ușa instituției pe care mi-a dat Corina Chiriac, Mirabela Daur, Gabriel Dorobanțu, Adrian Daminescu, Bocăneț și toți regizorii mei. Bună ziua, poftim să prezici ceva. Și m-am dus acolo și pe rând i-am descoperit pe toți. Din păcate Bocăneț nu mai era. Caragiu nu mai era atunci. Din păcate cu așa. Și am descoperit ușor și am zis ei au fost idolii copilăriei mele. Dar eu n-am înțeles atunci ce misiune am. Apropo de ce mi-ai spus. N-ai înțeles ce? Ce misiune am eu. Da. Nu înțelegeam. Da. Dar, exact așa cum zici tu, absorbi. Absorbi pentru că vine un moment de decantare. Știi cum e? Eu am zis totdeauna că am prieteni, și n-ar rost să-l dau numele și așa. Și dușmani. Da, astea. Nu, dar am prieteni care sunt mai talentați ca mine și am pornit în același timp cu niște treburi și n-au reușit să facă nimic și cred că este dintr-un motiv. Succesul nu aparține celor care pot, ci celor care vor.
Cred foarte mult în treaba asta. Care este lucrul în viața ta de care ești cel mai mândru? A, negreșit, fata mea. Negreșit. Dar dacă vrei să vorbim despre unul lumesc, așa, adică, nu știu, material, la modul, nu știu, sau cum să zic, împlinire. Tu vreau să catalogezi. Eu cea mai mare bucurie a mea în momentul ăsta, pentru că am trecut și peste bucuria cu fiimea, am înțeles-o și mă bucur de ea încă, este regăsirea mea. Este regăsirea mea, pentru că eu am trecut prin niște probleme, nu le mai spun acum că le-am tot povestit, dar așa ca idee, eu, uite povestea Tony Robbins, că a dat peste Warren Buffett, care e un milionar, așa, că da, familie, cu bani, cu ceva așa, să te vălea pe jos de dureri, de anxietate, de depresie. Și pot să zic că am trecut și eu tot pentru o perioadă de asta. Este o groapă din care nu mai știi cum să ieși, nu ai ce să faci, nu ai cum. Nu... Și cred că am cerut lucrul ăsta. Eu am cerut lucrul ăsta dinainte să mă nasc. Nu te pot ajuta prietenii când ai depresie? Nu, deloc. Sau te izolezi pur și simplu? Da, tu nu mai poți să-i privești în ochi. Nu mai poți să... Deci ești fizic, deci tu vrei și e așa. Așa ești. Da. E, și... Dar dacă nu se întâmpla treaba asta cu mine, eu nu ajungeam la bucuria asta lui a fi, pe care o am acum și la înțelegerea asta, pe care mi-a rezolvat probleme mult mai mari. E, una din ele e treaba asta, că așa spun Sfinții Părinți, că cine moare înainte să moară, nu mai moare. Toate fricile omului sunt rădăcinate în cea mai mare, în frica de moarte. Dar tu când afli că ești din totdeauna, da? Că ești pentru totdeauna, că ești din totdeauna, că n-ai dată de naștere. Că, acum ce să zic, ăsta la Torazna, mă, ce vorbește, mă, Connector. Dar nu știu, mă gândesc că mai sunt oameni, mai sunt oameni care îmi scriu, dar ce mai fumezi, băi, Connector, acolo, bă, că numai d-alea dai. Da, nu, vorbesc foarte serios și asta, uite, ți-o pot explica, am tot explicat-o și îmi face plăcere să o explic de fiecare dată, pentru că pentru mine a avut un impact fantastic. Când te uiți la ochelari, este evident că tu nu ești perechea de ochelari, ești privitorul pe perechii de ochelari. Da? Uh-huh. Și dacă mergi mai departe și te uiți la mâna ta, este evident că nu ești mâna ta, ești cel care privește mâna. Mâna ta. Căci de-ai fi și mâna, ai putea să te uiți și din perspectiva mâinii la tine. Corect. Nu există. Corect. Bun. Și atunci dacă îți... Tot corpul, da? Îți observi și gândurile. Bă, ce prost, uite, bă, ce prost am... Bă, ce idee mi-a venit? Ai, uite, mi-a venit o idee. Cine a observat? Tu sau gândurile? Sau a fost o simbioză între ele două? Eu zic că mai degrabă tu ți-ai observat gândul. Pentru că da? E singurul care se apropie de tu. Da, normal. Ca să vezi că mintea, de fapt, nu... Ea nu există ca și entitate. Ea doar împrumută ideea de a fi de la noi. Și noi suntem așa, niște păcăliți. Și așa? Uite, zic cu voce tare după mine, exact așa. Care e următorul meu gând? Zi așa. Care e următorul meu gând? Și acum zi-mi gândul. Tu. Nu, asta l-ai inventat acum. Nu. În momentul respectiv n-ai avut niciun gând. E adevărat și asta. Da. E adevărat și asta. Când ai băgat mintea în seamă și... Ia zi, care-i treaba? Dispare. Și atunci, bun, dacă nu ești nici măcar gândurile tale, pentru că le poți observa, da? Practic tot ce poți să vezi cu ochii tăi, nu ești tu. Căci ochii pot vedea tot, mai puțin ochii. Nu? Și atunci este clar că forma ta reală n-are nicio legătură cu corpul ăsta. Am înțeles. Și atunci este evident că dacă faci un mic exercițiu, uite, ai idee, elimin tot ce ai văzut cu ochii, da? Toată viața ta, tot, inclusiv corpul tău, elimin tot, tot ce ai văzut, mașini, clădiri, oameni, tot, 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 gânduri, experiențe, tot. Va rămâne ce? Un gol. Un gol. Corect. Și dacă ți-aș pune o întrebare simplă, la ce distanță ești de gol? N-ai putea să-mi spui. Nu, nu poți să. Pentru că n-ai față de ce să faci o referință. Dacă te-aș întreba după aia, ok, de unde începe golul? Din stânga? Din dreapta? Cât e în stânga? Păi nu-i văd capătul. Nici în dreapta. Ok, și stai cu ochii închiși și vezi golul. Ok. Sus, jos? Nu reușesc să-mi dau seama de unde începe. Ok. Ce nume are golul?
ce dată de naștere are, când se termină. Poate să îmbolnăvească golul, sau poate să moară golul, sau poate să dispară golul, să iei golul dintr-un afi și să-l arunci într-un alt afi, de parcă ar exista două afiuri. Nu există. De asta suntem pentru totdeauna? Bineînțeles. Bineînțeles. Este un business-ul, cum spun americanii, da? Avea doar concepția despre el că e. Este un. Da? Business-ul. Această energie, da, 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 da. Noi. Bun. Și atunci, ca să fie veridic în ceea ce credea despre el, s-a manifestat. Și abia acum, manifestându-se, el poate afirma despre el că e. De-aia spune în Exod 3, Dumnezeu spune, spune-le Israeliților, spune lui Moise, că te-a trimis cel care se numește Eu Sunt. Și atât. De-aia spune Iisus mai târziu, când se ceartă cu fariseii, întreabă fariseii, de unde știi tu pe Avram că tu n-ai nici 50 de ani? Și Hristos răspunde greșit gramatical și ca cronologie greșit, dar super intenționat, cu mare sens. Zice, pentru că înainte să se fi născut Avram, Eu Sunt. Am o întrebare să spun. Nu o să spun întrebarea, știi că nu că mi-ar fi frică de anumite întrebări, ci dar nu vreau să ți le pun pentru că tocmai mi-ai răspuns. Eu vreau să te întreb dacă ți-e frică de moarte. Nu, nu mai e frică de moarte. Mi-ai răspuns da. Adinaur că nu. Da. Gata, am luat întrebarea. Dar am o întrebare care ține de muzică. Da. Care este melodia din toate cele pe care le cunoști tu? Stăm aici într-o casă, ca să vezi, într-o cameră, suntem între prieteni, suntem cu cartofi și cu cârnați în față și noi discutăm despre Dumnezeu. Mi se pare senzațional. Ce senzație, da. Ar trebui să deschidem și un vin, da? Asta mă ocupi mai de chestia asta. Vreau să te întreb o chestie. Da. Care este cântecul din toată viața ta? Vorba aia, mâine pe iune faci 20 de ani. Anul ăsta faci 20 de ani. Criminal ești. Mi-a scăpat vreo... Zici matematica, bine. Zici bine. Matematica nu sunt. Na, na. Care este cântecul da. Care te apropie cel mai mult de Dumnezeu din toate cele pe care le știi tu? Sper să nu fac o greșeală. L-am deja în cap. Sper să nu fie unul mai bun. Piesa care pe mine mă apropie cel mai mult de Dumnezeu, culmea, este Masquerade, al lui George Benson. Pentru că eu cred în sinea mea că el nu se referă doar la ideea de cuplu acolo, ci se referă la tot ce se întâmplă, la firea lumească a omului, care n-are nicio legătură, care e o mascaradă și care n-are nicio legătură cu veșnicia și cu împărăția despre care vorbea Hristos. Eu așa cred. Ce? De ce? În viața vieților mele nu m-aș fi gândit că tu îmi zici chestia asta despre o chestie ca să înțelegi, eu înainte cum se leagă lucrurile, tu îmi zici despre Masquerade, iar înainte, când vorbeai tu îmi zic, hai să cântăm tom, tom, tu, tu, tom, 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 adică tot Benson, era Benson în capul meu, știi? Nu știu de ce. Energia, da. Energia, mama e de energie. Da. Conștiința comună. Mai ții minte Masquerade? Mai ții minte Masquerade? Eu mai țin minte, dar mi-e foarte greu să o cânt cel puțin unde se duce pe acolo. Bă, începutul ți-l fac. Începutul fac. Are we really happy here with this lonely game we play? We play. Looking for words to say, oh. Yeah. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in a mass masquerade. Distance to... Nu așa vreau să vezi. Bravo. Bravo, deci, baby. Bravo, este... baby. Ce muzicanți ai, Doamne. Doamne. I-am învățat tot ce știu. Am înțeles. I-am stat cu ei zeci de ani. I-am zis, copii, într-o bună zi,
O să vină cineva și o să vi se umple sufletul de bucurie. Merită să așteptăm. Și au trecut 50 de ani de atunci. La naib, au trecut 50 de ani de atunci. Stai cu matematica extraordinară, exact cum ai zis. Nu, bombă. Să știi că, apropo de cele 100 de cântări, iartă-mă să mă refer la ele. Da. M-am gândit într-o zi, vreau să spun că l-am simțit eu pe Dumnezeu. Ok, interesant. Da. Eram, aveam, cred că, 19 ani. Uh-huh. Și eram într-un grup, nu Primavera, da, dans, okay, ci Astra. Era un grup vocal. Okay. Eram tenor acolo și în preajma sărbătorilor, unde facem? Eram 30 de oameni. Cântam, foarte, nu e atmosfera acum, suntem imediat după Paște, acum, uh-huh. Hristos a înviat. Doamne ajută, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și mergeam. La nicio biserică n-am simțit nimic. Cântam profesionist, vocal, cântam, îmi duceam la bun sfârșit colinda, da, alături de ceilalți colegi mei. Uh-huh. Deodată a intervenit o invitație, veniți puțin până la Alba Iulia. De unde mergem? La Catedrala de la Alba Iulia. Și cântăm acolo, da. Ne-am dus și a venit episcopul, sau ce era omul ăla de acolo, care era mai marele, prea fericit, și a zis, intrați. Dar vă spun un singur lucru, nu este niciun credincios, pentru că nu mai e nimeni în biserică. Ne-am uitat unii la alții, hai să intrăm. De Crăciun, cred că era Crăciunului 92 sau 91, nu, joacă... Ok. Am intrat în biserică, ne-am așezat, era o liniște absolut nu apăsătoare, o liniște care te aștepta. Mm-hmm. Și am început să cântăm. Nu era nimeni. Incredibil. Și atunci, nu știu, a venit... Îți umezesc ochii. Da, asta e. Mă gândesc la clipa asta, mereu am o emoție puternică. Wow. Ai simțit ceva acolo, nu? Wow. Am ieșit din biserică și m-am uitat în stânga, în dreapta și toți aveam acest sentiment că s-a întâmplat ceva. Doamne Iisuse, ce frumos! Extraordinar! Pentru că ați cântat lui direct. Da. Wow! Wow! Da, superb! 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 Da. Și eu cred că, cel puțin prin forma noastră de muzică, trebuie să dăm slavă acestei conștiințe comune, acestei energii. Eu cred foarte tare în treaba asta și am mai aud tineri care spun, domnule, nu mă mai duc la biserică, lasă-mă și cu marele alb și cu ăștia, n-ai văzut ce fac și cu... Și le zic tot timpul o treabă pe care mie mi-a povestit-o duhovnicul meu. Zice, și voi Ștefan, la fel un tânăr, nu mai vin aici, părinte, la biserica mea tale aici, că toate babele astea să mă împingă, să nu știu ce, că nu ești bine îmbrăcat, că nu știu ce, că dă cu bazmaua, că nu știu. Și zice, i-am zis exact așa. Zice exact așa preotul, zice, bine măi, nu mai veni la biserică, gata, am înțeles, nu vrei să mai fii, nicio problemă, dar vreau să faci un lucru pentru mine înainte să plece. Da, părinte, ce vreți? Uite, ia tava asta, îți pun un pahar de apă și vreau să dea o tură de biserică. Atât. Dar să nu vergi din apă, te rog frumos. Bine, părinte. S-a dus, nu știu ce, trala, i-a dus parul intact. E, bravo, nu știu ce. E, asta a fost tot, da. Face, da, vreau să te întreb niște lucruri. Ce? Când ai dat... Așa, când ai făcut acolo bisericii, n-ai văzut că erau două babe în colț acolo care se înjurau între ele? Nu le-am văzut, părinte. Ah, și nici pe ăla care striga la babele alea că nu știu... Nu, normal că ai fost atent unde trebuia să nu vrești paharul. Tu vino și vezi, zici, de ce ai venit? Lasă stânga-dreapta. Bravo. Da. Ați minte că Paștele la noi era un maraton pe care nu-l înțelegeai când erai copil. Normal, că... Nu înțelegeai. Ne învârteam de trei ore în jurul bisericii. Aoleu, m-au obosit picioarele, hai acasă, spargem ouăle. Nu, mai stai puțin. Dar ce trebuie să facem? Trebuie să batem în ușă. Cine e acolo? Dai, nu se cunosc? Se cunoaște ăla dinăuntru biserică, știe cine e ăsta în afară. Hai să grăbim lucrurile. Da.
Și după aceea, pentru că asta se întâmpla în Brașov, în partea veche a Brașovului, până la 5 dimineața stăteam acolo. Wow! Da. Ce frumos că ai deschis subiectul. Chiar vreau să mai vorbesc un pic despre treaba asta, pentru că mă întâlnesc tot timpul aceste prejudecăți cu despre ortodoxie. Eu n-am nimic, tocmai ți-am spus și mai devreme, da, că am frați penticostali cu care mai vorbesc și așa. Sigur. Dar nu m-aș duce nicăieri în altă parte, în afară de ortodoxia mea. Aici am crescut, multă lume spune, da, bă, dar e multă tradiție și multă... Băi, și tradiția asta a construit la credința noastră. Zice, da, dar știi că ce a spus Hristos? Da, mă, știu ce a spus Hristos. Dar dacă Andrei a ajuns aici cu vorbele lui Hristos, Sfântul Andrei, și ne-a învățat pe noi cam ce să facem și cum să facem, băi, eu zic că e bine și așa. Știu că mulți au, cel puțin pocăiți, au dăruirea asta, râvna asta în a face studiu biblic. Mm-hmm. Extraordinar. Dar peste studiul ăsta biblic mai e trăirea. Și ADN-ul. Peste orice trăire. Nu? Și, adică mulți învață note muzicale, dar puțin pot să le transmită. Să le trăiască, corect. Și de asta am venit și am spus, știu că Dumnezeu nu are religie. Dar dacă ar fi să iubesc una, ar fi una care s-a martirizat, s-a construit pe martirizare, pe sânge martirizat în Hristos. Toți sfinții părinți, brâncovenii, nu? Și-au dat sângele, și-au dat viața. N-am cum să merg în altă parte, n-am cum să văd altfel. Iar treaba asta, da, știu, sunt preoți care nu sunt demn de hramul pe care îl poartă și de... dar este ca și în mâncare. Da. Sau ca în mâncare. Da, da. Vrei tu să mănânci o friptură bună și n-ai găsit un restaurant bun? Nu cred. Ți-ai tocit talpa pantofului și n-ai găsit un restaurant bun? Nu pot să cred. Dacă vrei tu să-l găsești pe preotul ăla bun... Da, știu. I-am zis că de fiecare dată au discuții astea, dom'le, ucrainienii, dom'le... bulgarii, domne ungurii, domne aia, domne românii, și apropo de Brexit-ul și tot exemplele cu românii care au... În fiecare nație, în fiecare etnie, în fiecare religie, există oameni buni și oameni răi, stop, și cu asta gata. True. Apropo de o chestie scurtă, îți mai spun, vorbeam la un moment dat cu Grasul XXL, avea studioul deasupra mea și stăteam la vorbă și la un dat o luasem eu puțin așa rara, îi spuneam că, na, citeam noi ca foarte mult Țuțea, mă rog, așa Nicolae Steinhardt, ce mai citeam eu și Puric mai nou și la un dat îi spun, băi, Grasule, îmi pare rău, eu sunt naționalist, bă. Sunt naționalist, bă, iubesc țara asta, bă, și... Și se uită așa la mine și zice, se uită așa la mine, și o postură din asta și la mândru. Ia uite-te, mă, ce băiat bun ești tu. Zice, bă, eu sunt mai șmecher, mă, ca tine. Păi, nu, la ce te referi? Păi, tu ești naționalist, da? Băi, uite, eu sunt umanist, bă. Cum? Ce zici? E mai tare? Ia uite, mă, ce mi-a dat asta cu adevărul ăla. Ăla pe care era aici și nu-l vedeam. Da, și... Și Dragoș s-a descoperit. Dragoș, da, Grasul, da. Și Grasul s-a descoperit. Cum să nu, mai ales că... A trebuit să treacă și la el câteva felii de existență destul de puternice să se descopere. Și niște furtuni puternice, că dacă treci doar 5.000 poți să spui că ești mai mare. Adevărat. Dar revenim la tei tăi. Abia aștept să le miros parfumul. Vezi ce frumos începe piesa? Deci că famo frequently wearing perfume. Dar nu e, nu e. Băi, dar de ce n-am întâlnit noi acum, de-abia acum, mă? Dar ce e? Bă, ce frumusețe. Nothing but an awful song. But now I know the meaning to love. I'm learning, leaning on the everlasting eye. If I can see it,
do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Trebuie mai sus. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me riding through an open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Woo! I was on the verge of getting loud, but sometimes the silence can't seem so loud. There are many cons in life I must achieve. But first I know it's aici, aici e Marius care a cântat așa, Sergio la tobe. Ce mișto. Iartă-mă, dar Cristi, Cristi, Cristi! A, uită. Cristi este aici. Este și el. Sunteți minunați, și... jur. Este și el aici. M-am lucorit total. Este și el aici. Restul, ăsta e Shrek. Da, ok, da. Nu, 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 nu. Pentru tine probabil că nu înseamnă nimic Shrek. Dar pentru noi înseamnă, pentru că de la sunet acolo, el e Shrek. Ah! El e, el e Shrek. The boss, toți depindem de tine, toți suntem. Există niște priviri. Da. Care se întreabă. Care trebuie să fie cele mai importante calități ale unei femei, din punctul tău de vedere? Zim trei calități ale unei femei.
Sub nicio formă, sub nicio formă, să nu treacă în zona testosteronizată, sub nicio formă. Adică să nu acționeze pe măsura... Chiar dacă soțul ei este mai efeminizat, mai efeminat sau cum se spune, da, așa, să nu să-și păstreze acea delicatețe, naturalețe, și chiar nu vreau să fiu înțeles greșit, mi se pare foarte sexy la o femeie chiar acea ușoară naivitate a ei, deci nu prostie, nu, e chestia aia care se uită la bărbat gen, hai, da, ești sprijinul meu, tu ești, îmi place mult treaba asta, o femeie să rămână, nu știu, sexul slab, de-aia, de-aia îi se spune sexul slab. Este extraordinar. E natura asta lor, firavitatea asta, cum se zice, este extraordinar. Fragilitatea asta lor este fantastică. O iubesc. Asta este una. Și doi, o altă calitate care mie îmi place, să... Nu știu cum să zic, ca să nu... Da. Să nu creadă vreodată că altcineva în afară de ea e responsabil să pentru fericirea ei. Nu o poți face fericită tu niciodată. Nimic nu se poate întâmpla omului în general fără voia lui, fără ca el să permită. Fericirea ține doar de ea personală, de noi personal în general, și acum nu mă refer, nu e neapărat pentru femeie, dar într-o idee, în ideea de cuplu, eu cred foarte tare în treaba asta. Fiecare este responsabil de fericirea lui. Eu pot să aduc o plăcere. Plăcere pot să-ți aduc. Pot să-ți dau plăcere. Pot să ofer plăcere. Dar nu pot să te fac fericit. Tu spui un lucru pe care cei tineri aș vrea acum să-l înțeleagă direct. Și mie mi-ar plăcea maxim. Dacă eu aștept. Da. Eu aștept. Deci sunt într-un bloc la etajul 6. Da. Și am văzut o vecină frumoasă la etajul 7. Yes. Dar eu vreodată o voi aștepta aici. Eu, crezând că ea m-a văzut o singură dată și ea va veni la mine și mi-a spune nu vrei să vii sus, mă înșel. Bineînțeles. De fiecare dată depinde de mine să-mi croșetez, dacă vrei să mă exprim așa, această bucurie, această fericire. 100%. Și de fiecare dată, asta se împletește cu ce ai zis înainte, că trebuie să dai. Da. Păi asta este, deci nu, cum zicea Will Smith, păi nu e pe extragerea fericirii unul de la celălalt, ci pe împărtășirea fericirii mele cu fericirea ta. Ce ai făcut astăzi? Bă, uite, am fost la serviciu și am făcut, bă, ce mișto, uite, stai să zic ce am făcut și eu, uite, așa, și nu, bă, ce tare, ce mișto. Asta împărtășim. Crezi că Chris Rock are aceeași idee despre fericire? Băi, acolo eu nu știu ce să spun, ce s-a întâmplat. Bă, de fapt, știu ce s-a întâmplat exact. Știu ce s-a întâmplat zim, exact. Zim. Părerea, adică... După aceea eu spun o poantă. Ok. O să râzi. Adică eu, orice vrei tu să spui, eu o să termin cu fericire. Ah, cu that's rog. Nice, that's nice. Acolo este un... este o femeie cu... Este o femeie cu foarte multe frustrări, cu neîmpliniri extraordinar de multe, da, de soția lui, care fiind și pe același tronson cu el, tot actriță, și cred că și, a văzut, a început să vadă un dușman în Will, sau un, cum să zic, un vis neîmplinit din punctul ei de vedere. Ea și-a dorit probabil să aibă succesul lui Will. Nu o să-l aibă niciodată, că e evident că e o diferență mare acolo de talent. Și cred că, pentru că sunt pe același tronson, pe aceeași idee, a început să-l subjuge pe om, pentru că atunci când nu te poți ridica la înălțimea unui om, îl tragi în jos să fie la nivelul tău. Și cred că i-a nenorocit creierii, pentru că dacă, cred că a văzut toată lumea, că băiatul chiar a râs. E comediant, e actor Will Smith, știe care-i treaba, a râs la gluma lui Chris Rock. De altfel, gluma pe care a făcut-o... A făcut switch-ul, să zic așa. A, da, e figura ei, e filmată din toate unghiurile și ea face ceva genul. A, da, uite, asta nu m-am gândit. Gen, cum ai fi? Deci, practic, el a râs de gluma lui. Da, a râs. Și după aceea s-a uitat la nevastă sa, care nevastă sa nu a râs deloc, că am văzut-o în cadru. A făcut la modul gen... Și după aceea, ca să șteargă prima lui impresie, a trebuit să compenseze cu ceva solid. Masculinitatea, stai că te apăr, nu e, nu că, da, Jada, se poate, cum, mă duc acum și eu sunt bărbat. Prima dată am crezut că e fake, dar după aceea mi-am dat seama că nu e fake,
pentru că și am crezut că e fake prima oară, da. Nu, că era o palmă de film. Uh-huh. Mi-a explicat și o chestie foarte, foarte clară. Și vreau să, și vreau să vă explic tuturor o chestie interesantă. Vino puțin aici. Și acum, Relu, ridică. Și acum Relu mă lovește. Asta o să rămân până la întâi. Mi-a dat un arelu. Da, da, da. Acum, da, că americanii se pricep foarte bine la marketing. Sigur că da, marketing. Ok, perfect. După ce am văzut niște imagini, după ce am văzut niște imagini cu Chris Rock dând premii, care Chris Rock, nu că el continua jocul, dar făcea, nu mai avea chef de muncă, de râs, de nimic. Da, 100%. Bun, și acum poanta, ca să termin. Așa. Primul spectacol al lui Chris Rock. A intrat pe scenă. Cum a fost weekendul vostru? Că al meu a fost rahat. Băi, toată lumea a râs, dar... și cum a fost weekendul vostru? Al meu a fost nasol de tot. Deci e ceva de cât de groază. Ciudat, da, ciudat. Eu am încercat să cânt piesa asta. Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult de când ai scos-o. Îmi place și ultima ta piesă. Este o piesă altfel. Da, da, da. Altfel. Îți promit că o învăț pentru podcastul viitor. Nice. Dar acum, da, eu m-am gândit, sper să nu fac o greșeală, mă stresează o linie de aici, dar sper să o pun bine. Da. Sper să o pun bine. Okay. I hope that I do. Ah. Deci, nu, e foarte, da. Nu râde, degeaba râzi. De ce? Ai cunoscut vreo fată, Rita? Nu. Nu. Să știi că, uite, de multe ori mi-am scris, de cele mai multe ori mi-am scris, am scris ce am trăit în viața mea, dar... Rita nu e printre ele. Nu. Pentru că am învățat niște lucruri mișto de la Rimaru. Rimaru mi-a spus la un dat, face, băi, să știi că, da, e interesant să scrii din viața ta, dar e mai greu și mai dificil și te pune într-un disconfort mai mare să te transpui în pielea unui personaj să scrii. Atunci îți dovedești chiar că ești un maestru al scrisului. Corect, corect. Așa e simplu, ce-am pățit eu și ce-am făcut eu. Și am zis că vreau să fac o piesă cu nume de fată și am găsit asta, Rita, am o verișoară Rita. La bronzați găsești multe Rite. Da, Rita. Dar sunt, e un nume foarte frumos de fată, Rita. Da, Rita. Rita! Și am zis, bă, dar cu ce rimezi eu Rita? Cu Rita Gărgări. Rita, și făceam de la Rita Șmecherita, zic ce. Rita Haladita. Și când am găsit, am descoperit asta, Semărita. Mamă, Rita Semărita. Wow! I gotta do it. Și l-am sunat pe Smiley, n-aveam piesa. Nimic n-aveam. Și zic, fii atent. Rita Semărita. Deci... facem clip cu, eu vreau cu Romi, cu pisica albă, pisica neagră. Da. Și ca să o rezolv, a trebuit, pentru că noi de câte ori ne întâlnim eu cu el, ne întâlnim și numai muzică nu facem. Vorbim, politică, filozofie, așa. Și am zis, băi, o fac pe toată și mă duc la el doar cu partea lui. Am mai completat el puțin și gata, am terminat piesa. Bestial, bestial. Da. Smiley! I wanna tell you what I got in inside. Yeah, yeah. You're not gonna make it feel tango right. Yeah, yeah. I wanna take connect to this here. And what I got is for my feet. Yeah. Come on, come on, baby. Yeah, let me tell you. Hey. Oh. Ți-am zis și când încep tu și când fac eu. Hey. Cu tălpile goale, cu părul prin soare, plâng iar ochii ei. Hey. Nici nu mai dansează, nici nu mai visează ca de obicei. Sufletul amar o ia către altar, însă pașii sunt grei. Că mirele e iar apere, dar n-are nici cum ochii mei. O cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Și ea se mărita, o Rita merita, la lui pielea ta buzele. O Rita merita, mai dă-mi o șansă, vreau să-ți mai arăt cum e. El nu te merita, o Rita merita, nu-i da lui ce era doar al meu. I-am pus tot pe tavă și suflet și casă și tot ce sunt eu. Dar ochii o trădează, pare că visează la altul mereu. Și nu știu dacă eu sunt de vină. Atunci
face când plânge și suspină. E o iube, dar mi-e străină. Văd un străin în ochii ei. O gamărită. Nu, 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 și nu-i nu-i uita numele. Ea se mărită. O Rita merită, nu-i dar lui, ci era doar în te. O Rita merită. Mai dă-mi o șansă, vreau să-ți mă arăt cum e. Ei nu te merită. O Rita merită, nu-i dar lui, ci era doar în te. Rita ta rita ta rita ta rita ta rita ta rita rita ta bridge. Aș da tot ce am să fiu în locul lui, să te strâng în brațe și să fii din nou doar a mea, doar a mea. Tu să mă sărut cu foc și apoi să-mi spui, să-mi spui că el are mâna, dar n-are și inima ta. Dar o cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Și ea se mărita. O Rita merita, nu-i dar lui din alta buzele. O Rita merita. Hai dă-mi o șansă, vreau să-ți mă arăt cum e. Nu te merita. O Rita merita, nu-i dar lui ce era numele. Rita ta Rita, Rita ta Rita. Și nu-i pot uita numele. Ei se mărita. O Rita merita, nu-i da lui ce era doar al meu. O Rita merita. Hai dă-mi o șansă, Rita. Se mărita. O Rita merita, nu-i da lui ce era doar al meu. Me, me. Yeah, 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 yeah. Ce interesant așa la, la low tempo, uite, foarte interesant, că n-am mai chitat așa niciodată, da. Dar foarte mișto. Când e următorul concert? În, în aprilie, mai? Aprilie, mai... Că nu mai puțin? Stai, da, 101, la 101 cântare? Nu, nu, serios, tocmai am pus acum un, ăsta, 9 iunie la Berăria H. Ei! Hey, da. Iunie când? 9 iunie. E ziua ta? Da, de ziua mea, da. O să... refacem... Păi și nu... Dacă vrei să vii, ar fi... Acum îți schimb afișul, jur. Ce să nu schimbă afișul? Nu schimbă afișul, e bun. E bună. Iartă-mă, dar... Poți să-ți fac o observație... Te rog. De la bărbat la bărbat, care poate fi oricând răstămăcită? Sigur. Arăți mai bine realitate. Deci, pe nou... Marius, schimbă editoria. Deci... Da? Să-mi pregătească ăștia de la bărărie o bere, să stau în față și stau în fața lui până zice, bine mă, hai și tu pe scenă sus. Ma. Băi, băi, gata. Gata, mă, deci, enervez. Da, deci, da, vii? Da, mă, da, ce vrei, trebuie, dar ce trebuie să spun de 1000 de ori acum, lucru? Acum ai scris lui Marius. Vreau să revin puțin la tatăl tău. Da. Mi se pare spectaculos, iartă-mă, dar vreau să-i transmit, vreau să mă uit la el. Cum pe el îl cheamă? Aurel. Aurel, da. Aurel. Te iubesc foarte tare pentru că ești primul care i-a dat muzică lui Ștefan, Lurelu, al nostru conector. De ce? Pentru că el cânta în casă. A cânta în casă cu copilul lângă tine reprezintă prima lecție de muzică. Ce bine ai zis-o, jur. Deci el acum are ochii umeziți, te spun sigur că e foarte sensibil, te apreciază oricum foarte tare și dacă tu ai vorbit lui personal acum... Nu pot să-i... Îl deranjez dacă e de telefon? Nu. Deci, mai ales că ne-am contrat puțin mai devreme, noi ne mai contrăm cu... Cu ce? Cu spiritualitatea, cu... Avem niște discuții. Dar contratul este un cel mai important lucru pe progres. Da, corect. Spune că nu o să te răspundă că știi că ești aici. Nu, n-are cum. Tată, m-auzi? Alo. M-auzi? Da, te-am, da. Deci fii atent, uite, sunt la Horia Brenciu la podcast, sunt cu el aici. Da. Și vrea să vorbească cu tine. Da. Când acum? Da, uite, ți-l dau la telefon. Acum. Sănătate, tată Aurel. Horia Brenciu mă numesc. Da, vă știm, sănătate, da. Mă bucur că vă aud în primul rând și
Aș vrea să... Aș vrea să vă mulțumesc foarte frumos pentru că în primii ani de viață Relu v-a avut lângă el, ați fost unul pentru altul și l-ați învățat muzică în primii ani de copilărie, în primii ani de viață. Da, am învățat multe, da. Și mi-ar părea foarte, foarte, foarte tare, foarte bine. Dacă noi acum i-am dat lui Relu o pagină din copilăria lui. Când erați tânăr, vă plăcea Tom Jones. Ce piesă aveați de Tom Jones preferată? Cea mai bună piesă a lui Tom Jones, care era? Delilah. Delilah? Uite, acum vom face un lucru. Noi vom cânta aici Delilah. Dar nu noi, eu cu Relu. Cu Aurel, cu Relu și cu Horia. Noi trei vom cânta aceeași piesă. Ia să vedem. Nici o problemă. Dau eu mai tare asta, că... Ăsta e perfect. Da, cred că acum... Cred că acum tăi, că tu s-a dus să-și ia niște versuri. Mai am vocea. Dragă tata Aurel, nu că ai vocea. Poți să te duci orice femeie cu vocea pe care ai acum, spun eu. Wow. Spun eu, dacă îi spui, iubita mea, să ne aruncăm în mare, se aruncă toată lumea cu dumneavoastră, tata Aurel. Tata Aurel. Da, acum... E perfect. Dar mie îmi spuneți, primăvara de fiecare dată a fost capricioasă. Dacă intrăm în vară, se ocupă Relu de noi și ne spune că nu trebuie să dormim. Știu eu lucrul ăsta. Ne-am și întâlnit, noi trei, la concert la Tom Jones, ne-am întâlnit la sala Palatului. Da, ne-am întâlnit la Tom Jones, la sigur că da, mi-aduc aminte, da, sigur că da. Și atunci am învățat un lucru special de la Tom Jones, care avea atunci 60 și ceva de ani. Mai mult. Avea? Da. Aproape 70. 70, da. Aproape 70. Și Tom Jones, de fiecare dată că transpira, se întorcea ușor cu spatele, își ștergea transpirația și se întorcea proaspăt. Nu vrea nimeni să vadă cât efort depune el în momentul în care cântă. Asta a fost una dintre lecțiile pe care l-am învățat de la el. Genial. Da, e fantastic. Minerul cu vocea de aur. Minerul cu vocea de aur, exact. Exact. Galezul, de fapt. Da, Galezul, da. Sănătate, Aurel. Acum. Ia. So before they come to break down the door, Delilah just couldn't take anymore. Și finalul melodiei? Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Neaurele! Bravo, tată, bravo! Ești o bucurie pentru noi! Why? Cred că este cu telefonul de mă. Da. Bravo. No, e foarte greu, e foarte ușor și vă mulțumim din suflet. Iar eu zic că i-ați face o mare surpriză lui Relu. Dacă atunci când împlinește 40 de ani, iată că ți-am dezvăluit vârsta adevărată, da. O să fim lângă el, să ne bucurăm de tot ce a făcut și el pentru noi, și noi pentru el, și să ne bucurăm, pentru că numai împreună, ăsta e un lucru pe care îl spun eu în lumea asta, industria muzicală, numai dacă suntem împreună, atunci simțim dragostea cu adevărat, că singuri acasă n-avem ce face. Amin. Exact.
E foarte adevărat. Abia aștept să ne vedem pe 9 iunie. Mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ți-a avut răbdare cu noi. Și mă bucur foarte mult că m-am auzit. Și eu mă bucur. Pentru mine a fost o mare onoare. Mă bucur foarte tare. Vă îmbrățișez cu drag. Aplauze pentru Narel! Aici am un public de 300 de milioane de oameni care aplaudat. Tocmai aplaudat. Sănătate multe vă doresc. Da. Sănătate. Ceau, Naurel. Sănătate și sănătate multă soției. Cu drag, pa. Sănătate, numai bine, Doamne ajută. Da. Da, e un om extraordinar. E colorat din toate punctele de vedere. El desenează foarte bine. Desenează? Da, da. Este ucigaș. Deci m-a portretizat și pe mine, și pe sora mea, și pe mama, și pe prietenii noștri, și pe... Este extraordinar. Incredibil. În creion, da. Tu îți dai seama. Da, da. Mi se pare extraordinar. Eu de asta trebuie când văd în... Eu de asta am deschis Academia. Ce tare. Și felicitări. De asta suntem aici. Arată extraordinar. Mulțumesc foarte mult. De asta am deschis Academia. Am zis, dom'le, există oameni care n-au curaj. Uh-huh. Veniți, aveți curaj. Faceți ce vă place, pentru că dacă faceți ce vă... Numai asta vă va ajuta să treceți prin greutăți. 100%. Fii atent aici. Da. Când erai în copilărie, tata Aurel, da, a cântat vreo melodie de lui Harry Belafonte? Da, numai o dată. Wow. Tu ce melodii știi de Harry Belafonte? Păi știu de la el, că era una pe care o cânta el obsesiv, nu mai știu. Aia cu banana, parcă. Cu ce? Cu banana. Ah, oh my God! Cu ce cânta, mă? Da. That says banana. Uite, uite. Ceva, nu mai știu. Uite, am rugăminte. Yeah. Tu dacă nu știi corect melodiile, da, te băga. Melodia s-a numit Banana Song, dar de fapt îi zice... Când zice E-o, nu zice E-o. Știi ce zice? Day-o. Work all night on a drink of rum. Daylight come and we wanna go home. Stuck banana in the morning come. Daylight come and we wanna go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we wanna go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we foot one go. Live 6 foot, 7 foot, foot crunch. Daylight come and we wanna go. Together. 6 foot, 7 foot, 8 foot crunch. Daylight come and she thought. După ce ne-am adus aminte de copilărie, am pentru al meu Relu, yes, 10 întrebări. Ah, nice. Prima întrebare. They woke up this banana. Nu, glumea. De câte ori ai primit întrebarea, ce faci vara asta? Mamă, vai de cap, 1579 de ore. Dar mi s-a luat la un moment dat, adică mi s-a părut că... Adică după 10 ani, nu mă știu dacă mă mai gâdilă gluma asta. Nu mai vrei să auzi? Nu, sincer nu. Doamne și domnilor, iată, pentru toți fanii lui Conector,
Vă rog, de azi înainte, întrebați-l așa: nu-i așa că frumoasă primăvara? Vă rog din suflet. Și o să zâmbească, pentru că știi că v-ați uitat la podcast. Mulțumim, da, foarte frumos. Exact. Și dacă puteți, dați subscribe. Mergem mai departe. Întrebare. Da. Dar iarna ce faci? Fix ce faci, ce și Brenciu, iarna și toată lumea. Aoleu. Da. Fac 100 de concerte cu bote. Aoleu. Și că băi, nu contează ea că au fost 300 cu Xerxes, contează 100, da, de apropo, concerte. Da, apropo, băi, vreau să învăț să merg pe schiuri, că nu știu dacă e țigan care merge pe schiuri până acum, nu știu dacă este. Serios, nu cred că este. Dragul meu. Vreau și eu să merg pe schiuri. Tu faci? Let me be your teacher. Ok. Nice. La fel cum a fost tata pentru mine, voi fi eu pentru tine. Ce tare. Iarna Brașov. Viitoare ești al meu. Gata. Brașov, pregătiți schiurile fără... Goliți bine. Astăzi, ca să înțelegi de ce spun lucrul ăsta, pentru prima dată, după 30 de ani, fiica mea, care pe placă, mi-a zis, nu vrei să vii la Brașov? M-am codit eu și zic, vin. Și după 30 de ani am pus din nou schiurile în picioare. Wow. Datorită acestui copil minunat. Ce tare! Mamă, și tu mergi și pe placă? Wow, wow, wow! Deci vreau să spun că... Deci, la nu merge, suntem trei. Gata. Dacă ar fi să-ți definești viața într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Mulțumesc! Bravo! Aplauze! Băi! Da. Te pot acuza că cineva ți-a dat întrebările înainte. Nu, dar asta e o glumă. Nu. Asta e gluma mea. Okay. Asta e gluma mea. Așa. Care e cel mai mare defect al tău? Sunt vicios. Da. Dar le-am redus pe toate la unul singur. Știu. Da. După ce terminăm podcastul, da, trebuie că nu. Îți prezint împrejurimile. Da. Ștefan, Relu, Connector sau Scândurică? Toate, ce scândurică? Așa ți se spunea în copilărie. Mai spunea mama când mă îmbrăcam larg, că zicea, măi, maică, după ce că e scândurică lemn uscat, îți mai pui pe tine și plugea de 50 de numere peste... Dar nu mi se spunea scândurică. Deci am știut eu ceva. Da. Se spunea angloma. Angloma. Da. Din nou. Deci nu. Sau lăcătuși câteodată. Da. Era, nu, chiar nu. Nu scândurică. Și dacă mă întreb, niciunul din ele. Eu nu sunt niciunul din cei numărat de acolo. Eu sunt și atât. Care a fost cea mai frumoasă vara ta? Vara 2012, cu siguranță. Da. Ce s-a întâmplat special atunci? Am scos vara, nu dorm. Da. Mama, e că ne întoarcem la din nou. M-am săturat de astea, prostiile astea, așa? Și, nu știu, efectiv, eram într-o bucurie, ceva, într-un extaz. Bine, eram într-un extaz. Extazul nu e neapărat sănătos, nu e neapărat ceva bun. Că te desprinde prea mult cu tălpile de pe pământ? Este o extremă. Extazul este o extremă, știi? Nu. Extazul nu este fericire. Plăcerea nu-i fericire. Da. Eram în niște plăceri. Nebune. La mulți ani. Doamne ajută. Da. Dar a fost cel mai, cum să spun, din punct de vedere lumesc... Înțelegeți? Da. Atât. Așa. Da? Atât. Hai că am început. Da, păi zicea, Einstein spunea că uneori, sau de cele mai multe ori, limbajul este modul handicapat al omului de a exprima ceea ce simte, știi? Asta e mai aproape cu puu. Trăiască onomatopeele. Da, exact. FIFA, asta deja acum o știu, de vedere că stau cu un cam... Băi, omul ăsta e cunoscut în lumea întreagă. Nu cred că realizați. Da. Dacă vorbești în limbajul oamenilor, cine? Relu din România, din București? Iar acum întrebarea asta este redundantă, dar totuși o voi adresa. FIFA pe PlayStation sau basket în curtea școlii? Băi, nu știu ce să zic. Da, deci stai, îmi place și joc basket, joc basket. Am... Băi, ai zis că nu joci nimic, mă. Ai zis că nu faci niciun sport. De ce mă miști? De ce mă miști? Ia cântă, mă. Deci... Uite, vezi? Uite energia, ce mai faci din mine. Bune. Uite, ai scos. Da. Ai scos. Deci joc, deci am filmări pe Instagram-ul meu, pe TikTok-ul meu cu basket, joc basket. Unde? Nu, în școala 127 de la noi din cartierul de acolo. Este extraordinar locul.
Dar nu știu dacă, adică dacă un meci important FIFA, nu, rămân pe PlayStation. E foarte interesant, fac acum o paranteză, să mă ierte. Cine a început să cânte De ce mă minți imediat? Sergiu. Sergiu, fii foarte atent. Dacă ascultă-mă de la mine, ca să te-am învățat să fiu ca și Relu. Te rog foarte mult. Dacă încep ceva, du-o la sfârșit. Mai ții minte filmele la polițiste? Da. Tipule, dacă îndrepți pistolul către mine, fii pregătit să-l folosești. Mamă, acum ai fost exact așa. Domnule Bodurlău. Genial, genial. Unele lucruri nu se schimbă, așa cum zicea și Ioana Radu, niciodată. Frumos. Bun, deci avem probleme cu FIFA și curtea școlii. Da. De care întrebare ți-e ce mai frică? De întrebările lui fiică mea când se va face mai mare. Asta e singura care fi. Dar, până la urmă, n-am eu ce să... Cine suntem noi? Da, ce, o să răspund așa, asta, atât am putut. Atât am putut. Da. Psihoterapie sau rugăciune? Rugăciune, 100%. Unde nu mai poate omul, poate altcineva. Și corect. Și psihoterapeutul la un moment dat apelează tot la rugăciune, că n-are ce să fac. Relu, mamă, cine este Dumnezeu? Oh, wow. Da, vezi, uite, răspunsul meu... trebuie să fie unul foarte atent, pentru că, vezi, sunt nivele de profunzime de înțelegere. Pot să mă duc la cineva care în familia lui, nu știu, poate s-au bătut cu gardul în gură și să le vorbesc de conștiința comună. Corect. O să zic că am înnebunit, sau, știi? Cred că oamenii funcționează foarte bine sub autoritate și altfel n-au cum să funcționeze. Unii oameni trebuie să chiar să știe că există un cazan cu smoală și cu coarne, cu dragi cu roșii, cu coarne și cu coadă. Unii oameni trebuie să le lăsăm acest adevăr așa cum e el. Pentru că acest adevăr creează echilibru pe undeva? Exact, exact. Unii pot mânca mâncăruri tari, alții mănâncă doar verzituri. Trebuie să dăm exact, n-ai ce să... Dar dacă mă întreb pe mine personal, eu, un neghiob bun, n-ai ca nimeni, un om a cărui părere chiar nu contează, așa, Dumnezeu, suntem noi toți, împreună cu tot ce am manifestat de-a lungul veșniciei, că suntem dintotdeauna. Dintotdeauna. Da. Suntem noi. De altfel spunea și Hristos, nu știați voi că sunteți mici, Dumnezei. De ce? Pentru că împreună suntem unul. Întotdeauna am spus, adică de când am vorbit, am avut o discuție la un moment dat foarte profundă cu Liviu Teodorescu și cifra 2 nu există, este o iluzie totală. Cifra 2 ca cifră de sine stătătoare nu există. 2 nu s-a format din 1 venit dintr-un a fi, a venit unul dintr-un a fi, și un alt 1 dintr-un alt a fi, de parcă ar exista 15 a fiuri. 2 s-a format din multiplicarea lui 1. Și atunci nu există 2, este multiplu de 1. 1 plus 1 nu e egal 2. 1 plus 1 egal 1. Dacă sparg sticla asta acum în mii de cioburi, nu să spunem că ciobul a venit dintr-un a fi și... Nu, toate sunt din sticlă, dintr-un, din conștiința comună. Dintr-un întreg. Da, dintr-un întreg care se numește este, care se numește isness și care avea o concepție despre el că este, dar nedemonstrat. Iar acum... manifestându-se în forme de viață, da? În sfârșit, poate să creadă că este cu adevărat și nu doar să creadă că este, ci să se și admire, ci să se și bucure de ceea ce este el. Pentru că, în sfârșit, este-ul se poate uita la el, ochii se pot uita la ochii lui. Cum? Uite, eu mă uit la ochii tăi. Gata. În sfârșit, îmi pot vedea ochii. Da, e adevărat. Da, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, pentru că nu, asta nu presupune niciun efort. Din moment ce la nivel de conștiință comună poate sunt cotul tău. Eu cred că o să ai mari probleme de azi înainte, pentru că din când în când o să ai discuții cu mine. Dacă, okay. Pentru că astăzi, dincolo de toate lucrurile care s-au întâmplat la această masă, am descoperit un Relu
super transparent. Uh-huh. Un fi nu natural, un firesc. Da, natural, da. Acum e părul. Dar da. Firescul tău, dar da. Firescul tău întrece cu mult, multă lume pe care o cunoaștem. Să rămână, da. E un lucru foarte important pe care ți-l spun. Și pentru că m-am gândit că, după câte mi-ai spus, în fiecare dimineață există uh-huh. drumul ăsta spre bas da. Al Maie, da. M-am gândit așa. Mie mi-a plăcut Maia de când am văzut-o prima dată. Și ai fost unul dintre tații care au dat dragoste necondiționată. Lucruri care mi-a plăcut enorm. Uh-huh. Și m-am gândit, mă, Lurelui, dăm o sticlă de vin. Pentru că abia ne-am atins de vinul ăsta pe care îmi cer miliarde de scuze. Nu, îmi cer e ok, de... să știi că e maxim cât pot să beau. Doar o picătură. Ok, fie. Nu, e motivația să-mi pun și mie. Ok. Atunci beau cu caut drag. Tot fel de motivație, iartă-mă. Îți doresc multă sănătate. Doamne ajută, mulțumesc. La mulți ani. La fel, la mulți ani. Anul ăsta faci... Da. Știi, că nu e întâmplător toată creșterea mea, chiar consider că e o creștere, are un, nu, are și un punct culminant, dar o creștere, un punct semnificativ al evoluției ei, fix la vârsta asta, pentru că fix atât a rătăcit și poporul evreu, tot 40 de ani, cred că am rătăcit și eu, dar rătăcirea înseamnă inclusiv căutare, și mă bucur maxim de toate rătăcirile mele. Nu regret absolut nimic. Și cifra asta e cu șpil, pentru că și Hristos a stat 40 de zile acolo. Mai ieși Ali Baba cu 40 de hoți, nu știu care e semnificația, dar mă rog, merge. Da, 40. Da, m-am gândit la... Și ce mai a fost un băiat care a avut un album, nu ăla a fost album 35. Dar... Iertați-mă. Eu vreau să-ți dau din partea mea un... Da, un ghiozdan. Ce tare. Sper că îi place culoarea portocalie. Este cu însemnele Academiei noastre. Da, ce tare. Ce vei găsi înăuntru este din partea Andrei, fiicei mele cele mari. A, să rămână, mulțumesc mult. Și, dar trebuie să deschizi tu, pentru că așa mi-a zis Andrei. Ok. Let's see. Vezi că nu e ceva mare, e ceva... Ok, nu, deschide ușor, nu e o problemă. Acolo găsești... Eu, așa ușor, așa, scoate-o. Și acolo înăuntru e ceva. Aici? Da. De un an și jumătate, Andreea face brățări, iar asta este o brățară specială pentru Maia. Este iubire, super, din ce material e? Turmalină. E din turmalină. Turmalina, ce înseamnă, dragostea mea? Vină tu la tata să-i spui lui Relu, că Relu nu știe ce înseamnă turmalină. Că chiar nu. De unde să știe el, că nu face brățări. El face cuvinte în engleză pe care le pune de fiecare dată la o linie melodică. Și nu auzi turmaline. 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 Pentru protecție. Pentru protecție. Okay. Da. Da. Pentru creativitate. Pentru creativitate. Tare. Reduce teama. Reduce teama, ca tata să-l însoțească la bas. Exact. Bun. Și afirmația ei este: primesc iubire și bunătate pe care le dăruiesc la rândul meu cu bucurie. Mă, ce frumos le spui, mă! Mă, ce frumos le spui! Super. Bineînțeles că o să-mi, din partea sponsorului vostru, da? Un Chateau Valvis alb, okay, pe care poți să-l bei cu tata, cu tata Aurel. Da, 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 tata bea vin, da. Și mă bucur foarte mult că am putut discuta cu el. Da, 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 și el pentru el a fost o... Deci acum a trist-o pe mama, să știu eu. Da, da, s-a dus să-i zică. Și vreau să spun un singur lucru, că orice piesă alegi pentru 9 iunie, o să o cânt. Sper să nu fie de contratenor, pentru că încă n-am ajuns la vocea respectivă, dar... Nu, păi noi suntem cam pe acolo. Tu ești acolo. Ești puțin mai sus un pic. Am un metru... Da. Da, așa. Am peste un metru. Da. Să spun sincer, am avut emoții foarte mari. De ce? Din multe puncte de vedere, pentru că la cine țin am emoții. Ah, ce frumos. Și îți faci mai multe probleme pentru cine ții. Iar dacă mă reproșez aici ceva, dacă tu ai fi fost cel care a fi făcut podcastul, da, și aș fi fost cel care a fi răspuns la întrebări, ce regrete ai? Întreabă, ce regrete ai? Ce regrete ai? Foarte bună întrebare, Relu. Leșin!
Regret că n-am făcut asta mai devreme. La, nu la 30 de ani, pentru că erai prea extaziat. Da. Dar la 35 de ani, da, aș fi vrut să ne vedem, să facem chestia asta, dar niciodată nu e prea târziu. Băi, și eu am zis, să știi, adică m-am gândit, băi, dar Princiu, de ce nu? Anul ăsta fac tot 40 de ani și eu. Așa? Ce-s cu firul ăsta? Așa? Nu, 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 n-am masajul. În barbă au venit. Da, și la mine, eu vă mai vopsesc, că nu... Te mai vopsești? Da, eu... în barbă, da. Deci în păr n-am un fir de păr. Eu invers. Cum? În păr, niciodată. În barbă? Păi eu asta spun și moșcăciun. Eu barba mi-o vopsesc. A, da? Da. Să-mi dai și mie. Da, îți dau, îți dau. Nu mai... Cover face, așa nu, 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 cum? Cover face, nu, da, un cover. Cover of the magazine. Dragii mei, în fiecare zi ni se întâmplă lucruri simple. Să ne bucurăm de ele, bucurați-vă de ele. Amin. Astăzi a fost alături de noi Relu. Îți doresc să fii fericit. Să rămână și pentru tine și pentru familia ta. Maia să cunoască și să-ți dau un sfat. Da. Tati, o să te întrebe Maia. Tati, uite, băiatul ăla, nicio problemă, întâlnește-te cu el. Dar verifică un singur lucru, dragostea mea. El trebuie să te iubească. Dacă te iubește, poți să te duci la ce discotecă vrei tu, la orice Costinești vrei tu sau la orice vamă veche vrei tu. Va fi în siguranță. Asta este piesa, o piesă pe care noi o cântăm la final. Ochelarii sunt acolo. Sper să știu linia melodică. O să fie, o să fie. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin.
Ce faceți aici? Nu, sunt gogoșile noastre. Ăsta-i dulcele, ăsta-i dulcele final. Noi am uitat să dăm dulcele, dar nu. Răsplata-i la final. Gogoșile. Știi ce vreau să-ți pregătesc? Vată de zahăr. Dar n-am avut cum, pentru că vată de zahăr până o aduci, până se... Nu pot să fabric aici, pentru că n-am centrifuga aia. Astfel încât să mănânc doar gogoșile. Mai bine, că mai pe așa filmă. Mie de ce nu mi-ai adus? S-o pui pe Maia din partea pe robu. Nimeni spus, cum se numește băiatul de care-i întrecusită? Tudor Cartianu. Tudor Cartianu. Nu știu, ne ocupăm de el. Să mai crească puțin, când apreza o pericolă, trebuie să avem o discuție serioasă pe el.